Doamnelor, domnilor, bun găsit tuturor, sunteți la Prima News și suntem împreună pentru 3 ore de acum înainte. Începem cu titlurile orei 12. Coaliția se reunește pentru a discuta despre lista comună la europarlamentare și candidații la primăria capitalei și la primăriile de sector, așteptându-se rezultatele sondajelor interne comandate de ambele formațiuni. Duminică era programată o nouă discuție, însă liderii celor două partide au decis să nu se mai vadă. O decizie finală este așteptată abia după ce partidele își validează candidații în forurile de conducere. Liderii Dreptei Unite au depus luni o sesizare la Avocatul Poporului în care îi cer să atace la CCR ordonanța de urgență dată de guvern pentru comasarea alegerilor de pe 9 iunie. Dreapta Unită a identificat în ordonanța de urgență încălcări ale Constituției, precum și ale unor decizii anterioare ale Curții Constituționale. Peste 80% dintre români consideră că reducerea mandatului președintelui la 4 ani este o idee bună, indică datele unui sondaj realizat de Inscop pentru News.ro. Pe de altă parte, 48,5% dintre români sunt de părere că este mai bine ca președintele și prim-ministrul să facă parte din aceeași tabără politică pentru a nu mai exista certuri și instabilitate. 49,4% cred că este mai bine ca președintele și prim-ministrul să fie din tabere politice diferite pentru a se controla unul pe celălalt. Aproximativ 5.000 de angajați din sănătate sunt așteptați să protesteze luni în București, aceasta fiind ultima acțiune înaintea grevei generale. Protestul a început la ora 11 în Piața Victoriei, va continua cu un marș, un meeting la Ministerele Muncii și Sănătății, urmate de un marș, un meeting în fața Palatului Parlamentului. Nemulțumirile sunt de natură salarială, însă protestul este îndreptat și împotriva formei ultimei ordonanțe de urgență privind unele creșteri salariale în sănătate. Aceasta fiind o ordonanță a inechității și a nepriceperii emitenților, conform Federației Solidaritatea Sanitară. Exporturile României au scăzut în ianuarie 2024 cu 1,3% la peste 7 miliarde de euro, iar importurile au scăzut cu 4,8% la mai mult de 9 miliarde de euro față de luna ianuarie 2023, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică. Deficitul balanței comerciale în luna ianuarie 2024 a scăzut cu 15,5% față de ianuarie 2023. Alianța Democratică de Centru-Dreapta din Portugalia a câștigat alegerile parlamentare de duminică, a anunțat liderul acesteia. Cu toate acestea, nu este clar dacă va putea guverna fără sprijinul extremei dreapta, cu care a refuzat din nou să negocieze. Oppenheimer a făcut spectacol la cel mai important moment al cinematografiei americane, filmul produs de Thomas Roven și Christopher Nolan, a câștigat cel mai râvnit premiu la cea de-a 96-a ediție a galei premiilor Oscar, găzduită de Jimmy Kimmel, care a avut loc la Los Angeles. În total, Oppenheimer și-a adjudecat 7 statuete. Continuăm cu sport. Simona Halep a plecat luni dimineață la Miami, unde va participa la primul turneu după un an și jumătate. Românca a primit un wild card la turneul american după ce TAS i-a redus suspendarea de la 4 ani la 9 luni. Simona Halep nu a mai jucat din august 2022, când a fost eliminată în primul tur la US Open. În fotbalul intern, CS Mioveni întâlnește CSEA Steaua de la ora 17 în direct pe Prima Sport 1 și online pe primaplay.ro. Meciul este ultimul din penultima etapă a sezonului regular din Liga Secundă. În Superliga, partida Oțelul Poli Iași din runda 30 se joacă de la ora 20 și va putea fi vizionată în direct pe Prima Sport 1 și pe primaplay.ro. Ca de obicei, pe final, informațiile despre vreme. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt valabilă până marți dimineață în Banat, în sudul Crișanei și în Carpații Meridionali, însă sunt anunțate intensificări
ale vântului și în restul țării. De marți dimineața sunt prognozate precipitații în estul țării, însoțite de rafale de vânt. În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în Banat, sudul Crișanei și Carpații Meridionali, cu viteze în general de 55-65 de km pe oră, iar pe creste rafalele vor depăși temporar 80-90 de km pe oră. În munții Banatului și în Carpații Meridionali va ploua și se vor acumula cantități de apă de 20-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat, informează ANM. Doamnelor, domnilor, discutăm despre Roșia Montană, un verdict surpriză. Vă reamintesc emisiunea de vineri în care am discutat și toată lumea se aștepta ca România să piardă acest proces. Verdictul surpriză. România câștigă procesul referitor la Roșia Montană și la exploatarea aurului de la Roșia Montană. Bineînțeles, un val de reacții politice. Opoziția îl atacă pe Marcel Ciolacu, spunând că a manipulat bursa. Marcel Ciolacu se apără, spune că n-a jucat niciodată la bursă. Avem și declarațiile lui Nicolae Ciucă, liderul PNL, de ieri, de la Prima News. O să dezbatem acest subiect în minutele următoare. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă. Credeți că sunt politicieni care au cumpărat acțiuni Gabriel Resources? Avem pagina de Facebook Prima News, pe care așteptăm răspunsurile dumneavoastră, sau pe numărul de WhatsApp 0727 222 244. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la dezbatere. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, vă prezint invitații de la această oră din partea Partidului Național Liberal, Alin Ignat. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Să vă porniți microfonul, domnule Ignat. Bun, din partea Partidului Social Democrat, Bogdan Matei, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Din partea AUR, deputatul Adrian Axinia, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bun, o să încep cu dumneavoastră, domnule Matei, întrucât avem pe de o parte o veste bună, pe de altă parte au început atacurile la adresa lui Marcel Ciolacu. Vestea bună, fără doar și poate, este că România a câștigat procesul privind Roșia Montană. România a fost dată în judecată de Gabriel Resources după ce s-a blocat exploatarea aurului de la Roșia Montană. Ne așteptam la o decizie, au fost și antepronunțări, toată lumea s-a aștepta să pierdem acest proces. Inclusiv vineri am făcut, pentru cei care își aduc aminte, am făcut la Prima News emisiuni în care inclusiv partenerii de dumneavoastră de guvernare sau membrii Partidului Social Democrat, colegii de dumneavoastră, se așteptau să pierdem acest proces. Întrebarea era la cât se va ridica suma sau cum va arăta litigiul pe care va trebui să-l suporte România. Și se vehiculau niște sume între 1 miliard de euro și 6,7 miliarde, sau să nu avem nicio sancțiune financiară, ci din contră o sancțiune nemonetară, așa cum a anunțat Marcel Boloș, și în care să fim obligați să continuăm exploatarea, adică să dăm avizele respective și să poată fi continuată exploatarea la Roșia Montană. Când colo, surpriză, în cursul zilei de vineri, în cursul serii, așa la început de weekend, a venit o veste foarte bună, că România a câștigat în cele din urmă acest proces, nu mai trebuie să plătim nimic, din contră primim noi bani pentru cheltuielile de judecată. În primul rând, un comentariu pe asta. Asta spuneam că e vestea bună. Vestea mai puțin bună e că, bineînțeles, opoziția a început atacurile la Marcel Ciolacu pe partea de bursă. De exemplu, George Simion scrie: Marcele, zi drept, ai jucat la bursă tu sau apropiații tăi. Asta în contextul în care, de când a anunțat Marcel Ciolacu faptul că s-ar putea să pierdem procesul și a anunțat la vremea respectivă și scorul meciului undeva la 2 miliarde, acțiunile Gabriel Resources la bursa de la Toronto s-au dublat. Cei care au investit în acțiuni la Gabriel Resources, bineînțeles, au avut de câștigat. Vă rog,
un comentariu, domnule Matei. Da, în primul rând este meritul guvernului și a celor care au reprezentat România în acest proces, și aici mă refer la Casa de Avocatură. Din această perspectivă nu cred că poate să conteste absolut nimeni că este un succes al guvernului și al Casei de Avocatură, care au știut să ne reprezinte așa cum trebuie și au dus la bună îndeplinită, au îndeplinit misiunea pe care au avut-o din partea guvernului. În ceea ce privește, sigur, mesajele venite din partea opoziției, întrebarea mea ar fi dacă ne mai bucură ceva pentru România, pentru că altfel nu pot să-mi explic de ce de fiecare dată la un succes al României apar tot felul de acuzații în loc cu toții, pentru că aici nu este o chestiune politică, ci este o chestiune națională pentru țară, ar trebui să ne bucure sau în cazul în care nu ne bucură să ne abținem de la anumite comentarii. Să intrăm pe scenarii sau să comentez ceea ce spune George Simion, nu am să o fac, pentru că de fiecare dată ne-am obișnuit cu mesajele domniei sale doar de a urla și nimic constructiv pentru România. Din această perspectivă... Păi, dar ce să faceți, domnule Matei? Asta e opoziția, acum că se numește AUR, că se numește USR și USR, uitați-vă, l-au acuzat pe Marcel Ciolacu că ar putea avea cunoștințe sau că a făcut jocurile anumitor oameni care ar putea deține acțiuni la Gabriel Iisărsis. Acum ce să facem? Asta e opoziția mai zgomotoasă. Da. Și dumneavoastră când erați în opoziție țipați? Sigur că și noi în opoziție, când venea vorba de politic, aveam anumite poziții. Însă aici este vorba totuși de un context național și am fi putut risca ca în bugetul de stat al României să avem foarte mari probleme dacă n-am fi avut o astfel de decizie favorabilă. Așadar, din perspectiva mea, repet și închei pe această întrebare, este un succes al guvernului României prin Marcel Ciolacu, iar restul speculațiilor sigur că trebuie să fie și probate fără a intra într-un conflict cu cei din opoziție, pe care, repet, dincolo de respect, trebuie să aducă și argumentele necesare, nu doar să aruncăm pe piață astfel de scenarii. Domnule Ignat, imediat, domnule Axinia, domnule Ignat, dacă ne auzim. Da, eu vă aud, mă auziți? Acum vă auzim perfect, să știți. Vreau un comentariu și de la dumneavoastră pe acest subiect, întrucât seara trecută Nicolae Ciucă, o să-l ascultăm în minutele următoare și pe Nicolae Ciucă și părerea sa pe acest subiect. Cumva a spus despre Marcel Ciolacu că, făcând o trimitere, n-a spus cu subiect și predicat Marcel Ciolacu trebuia să tacă, a spus că în politică ar trebui să existe o tăcere strategică, asta vis-a-vis de faptul că s-a antepronunțat Marcel Ciolacu pe procesul acesta. Vă rog. Da, domnule Andrei Gheorghe, ce este cert este că trebuie să și învățăm ceva din această experiență. Da, da. E un succes, în principal, după părerea mea, al Casei de Avocatură, al specialiștilor care s-au ocupat de această chestiune. Nu văd legătura acestui succes cu persoana lui Marcel Ciolacu, să mă ierte colegul de coaliție. Tot dar nu la profesiile liberale vă duceți, Ciolacu. Vedeți? Tot la profesiile liberale vă duceți. Da, exact, ca o glumă e bună. Deci trebuie să învățăm niște lucruri din toată această chestiune. Faptul că am înregistrat un succes, deși chiar avocații avertizau înainte de această decizie că sunt șanse foarte mici ca România să aibă un succes aici, nu trebuie să ne facă să uităm de unde a plecat totul. De la niște decizii proaste. Ele sunt în continuare niște decizii proaste, luate, nu mai fac acum pomenire de persoane sau de partide, luate de anumite persoane aflate la nivel de decizie la momentul respectiv, niște decizii greșite care ne-au dus într-un risc iminent de a pierde bani până la urmă pentru România. Cred că trebuie să privim foarte clar la ceea ce se întâmplă la Roșia Montană. Trebuie să ne gândim ce ne dorim acolo. Că impresia mea este că stăm de ani buni ca în povestea drobului de sare și parcă povestea se numea povestea prostului. Stăm, ne uităm la drobul de sare, nu știm când o să cadă sau nu o să cadă și ce o să se întâmple. Trebuie să vedem, dorim să exploatăm aceste resurse? Există căi de a le exploata puțin invazive pentru mediu și așa mai departe? Sau dorim să stăm să privim resurse de la Roșia Montană și să ne minunăm ce abundente și ce bine stă România la resurse, dar să nu facem absolut nimic în prezența, din perspectiva asta? Deci, da. Repet și concluzionez cu asta, fiecare trebuie să învețe lecții din această chestiune, inclusiv ce spunea premierul Ciucă mai diplomat,
Pentru că nu cred eu că domnul Ciolacu a intenționat să manipuleze bursa, a trebuit să ai niște cunoștințe economice foarte avansate pentru asta și nu-l bănuiesc de așa ceva. Trebuie să fim atenți la afirmațiile pe care le facem în spațiul public, pentru că în momentul în care ocupăm anumite poziții, ele pot să aibă urmări. Acum, domnule Ignaț, acuzațiile nu sunt că ideea i-a venit neapărat lui Marcel Ciolacu, dar putea să primească niște hinturi de la diferiți investitori la bursă și el doar să iasă cu anunțul. Acum acuzațiile pot fi interpretate în fel și chip. Acum nu l-a acuzat nimeni pe Marcel Ciolacu de cunoștințe economice sau care avea niște cunoștințe economice astfel încât intenționat. Da, dincolo de o chestiune cu iz de teoria conspirației specifică celor de la AUR care au lansat această chestiune, văd că se raliază și USR-ul la abordarea AUR, foarte bine, chiar seamănă foarte mult în ultima vreme, unii cu alții. Dincolo de asta, eu nu văd nimic cu substanță, decât v-am spus. O chestiune cu iz de teoria conspirației și asta tot. Bun, domnule Axinia, vă rog, vă rămăsesem dator cu un drept la replică. Da, în calitate de reprezentant al Partidului de Opoziție, am altă opinie. În primul rând, România nu a câștigat nimic, a câștigat niște cheltuieli de judecată, nimic altceva. În al doilea rând, este normal să avem suspiciuni când vedem cu câtă lejeritate domnul prim-ministru Ciolacu și domnul ministru de Finanțe Boloș se antepronunță și își luau ca și clar că vom plăti către această companie, dând urmare a unor speculații bursiere. Din punctul nostru de vedere, ne-a trecut glonțul pe la ureche. Votul de la Curtea de Arbitraj de la Washington a fost 2-1 în favoarea României, ceea ce înseamnă că lucrurile puteau să stea și invers. Într-adevăr, dacă există un înger păzitor în toată povestea aceasta, e vorba de firma de avocatură care a salvat România de la dezastru, ca care trebuie să revină la compania care a adus proces cu România. Dacă vă uitați și pe istoricul ei, veți vedea clar că Gabriel Resources are un modus operandi, mai având procese similare și prin Africa. Această companie în sine nu e o firmă de minerit, ci mai degrabă un vehicul bursier în jurul căruia se fac speculații. De aceea, noi considerăm oportun înființarea unei comisii de anchetă parlamentară pe subiectul Roșia Montană. Trebuie să aflăm cum s-a acordat licența, cum s-a prelungit, cine a semnat, cine a creat condițiile, dacă a fost sau nu manipulată bursa, dacă Ciolacu știa sau nu date din dosar, dacă exista politicieni angajați de Gabriel Resources și etc. Tot așa. Este de datoria noastră de partid de opoziție să reflectăm un punct de vedere diferit față de ce ne servește puterea. Deci nu mergeți, așa cum spune domnul Ignat, nu sunt niște teorii ale conspirației. Spuneți și doar că ați dori să clarificați acest subiect și dacă cineva a greșit, într-adevăr să fie tras la răspundere. Păi, trebuie să eliminăm orice suspiciune care planează asupra politicienilor, partidelor vechi, PSD, PNL, USR și UDMR. Bun. Dacă aceștia s-au îmbogățit prin speculații bursiere, chiar le cerem să dea declarații notariale pe propria răspundere, că o nu au avut sau nu dețin direct sau prin interpuși acțiuni la Gabriel Resources. Sigur, este un dialog. Puteți interveni oricând, domnule Bogdan Matei, vă rog. Da, dar un scurt comentariu așa. Nu, de fapt nu e un scurt comentariu, o întrebare, pentru că punem la îndoială foarte mult meritul guvernului. Această casă de avocatură oare a fost dată din oficiu sau aleasă de guvern? Ca să rezolvăm și această perspectivă. Dincolo de a nu lua niciun merit în ceea ce înseamnă această casă de avocatură. Păi, dar stați puțin, domnule Matei, a fost aleasă de guvernul Ciolacu? Încă o dată, faptul putea să fie și înlocuită. Păi, putea fi înlocuit. Sau altceva. Deci nu putem lua din merite sub nicio formă faptul că au conlucrat foarte bine, că dumnealor n-au putut să-și ia informațiile necesare pentru o reprezentare corectă decât prin intermediul Guvernului României. Adică acestei case de avocatură i s-a pus totul la dispoziție, inclusiv personalul de specialitate din subordinea premierului pentru a
crea o concluzie corectă despre ceea ce s-a întâmplat și avea o reprezentare corectă. Toată lumea trebuie să acceptăm că este un succes al României și că nu avem o problemă din punct de vedere al bugetului. Faptul că dumnealor își doresc să facă o comisie de anchetă la nivelul Parlamentului, foarte bine, nu am nimic împotrivă cu acest aspect, ci din contră îmi doresc să se realizeze un astfel de demers, astfel încât să aflăm foarte clar cei care sunt vinovați și cei care sunt vinovați îmi doresc ca această comisie de anchetă parlamentară să-și ducă misiunea la final și să-i vedem și în justiție să plătească pentru ceea ce au făcut. Restul faptului că mergem noi într-o zonă a speculațiilor, rămân la aceeași părere. Oricât de mult ai speculat din opoziție, trebuie totuși să ai și dovezi în momentul în care mergi mai departe în justiție sau înființezi o astfel de comisie parlamentară de anchetă care să ancheteze într-adevăr un caz extrem de grav și cred că va fi foarte mult dezbătut pentru a afla într-adevăr cine a avut interese și cine nu din cele două perspective, exploatare sau aventură. Păi uitați, domnule Matei, de exemplu USR, a anunțat Cătălin Drulă că va sesiza în orele următoare reglementatorul pieței de capital din Canada, Ontario, respectiv autoritățile canadiene, da? Bun, acolo unde este listată compania, pentru că e listată la bursa de la Toronto, Gabriel Resources, și va sesiza și DNA pentru manipularea pieței de capital în cazul Roșia Montana. Acum, pe ce informații, pe ce se bazează mai exact? Probabil pe ce obțin de la autoritățile canadiene, mă gândesc. Același lucru mă gândesc și eu, dar nu vreau să comentez foarte mult acțiunile colegilor de la USR, care de cele mai multe ori au rămas doar la nivel declarativ, politic, nu știu, pe lângă niște birouri și așa mai departe, nimic concret sau palpabil. Așa, domnule Andrei Gheorghe, da, domnule Ignat, vă rog. Nu știu, domnul Drulă s-a întors din concediu? A intrat prin telefon la colegii de brezlă de la Digi24. Acum nu știu de unde a intrat pe telefon. N-a știut să vă spun. Nu îl văd pe domnul Drulă, să știți că la Parlament nu vine deloc, e absent. Lăsați că îl vedeți prin oraș, în București, că zâmbește de pe... Prin oraș, probabil, da. Îl zâmbește de pe corturile de campanie, așa. Acum el este în Văd că domnul Drulă ocupă cu chestiuni de tipul... Repet că practic văd că se aseamănă foarte tare cele două partide, Aurul cu USR-ul. Aurul acum câteva luni de zile sesizau dispariția președintelui României la poliție, dacă ne putem imagina așa ceva. Domnul Axinia, o secundă, acum vor o comisie de anchetă ca să vadă dacă domnul Ciolacu știa sau nu știa că va crește Gabriel Resources la bursă după declarația domniei sale. Deci suntem într-o chestiune de genul ăsta, iar domnul Drulă de la USR sesizează instituții de prin Canada. Realizați despre ce situație penibilă vorbim. Domnul Drulă, care, repet, ca activitate aici în România, nu are niciun soi de activitate. Puteți să-l verificați, să veniți pe la Parlament. Nu vine niciodată la serviciu, dar sună prin Canada, pe la instituții, să facă sesizări. Suntem totuși, cred că, într-o chestiune de teatru de comedie și mai mult n-aș zice poziție, că totuși ne-am dorit și noi o poziție mai serioasă. Dacă se pare că vă rog, domnule Axinie. Vorbim de doi vectori de opinie, precum domnul Ciolacu și domnul ministru de finanțe, care fac niște afirmații, repet, cu anumită lejeritate și care, într-adevăr, creează anumite speculații burtiere și este datoria noastră să ridicăm aceste întrebări. Cu privire la declarația de dispariție a domnului președinte, da, o consider ca un gest normal a unui cetățean român să se intereseze de... Și între țării care nu mai este. Acum, în spate public, nu mai era. Permiteți-mi să profit de prezența dumneavoastră. L-ați găsit în cele din urmă pe Klaus Iohannis. Adică l-am găsit. Poliția română și-a făcut datoria foarte bine. M-a căutat la Parlament și mi-a spus că domnul președinte a fost găsit. Cazul a fost închis. Deci, dar cum a fost când v-ați dus la poliție? Ați dat și semnalmente și toate cele? Adică... A fost foarte interesant, o să vă povestesc pe scurt. Am vrut să filmez toată procedura, nu mi s-a permis. Am mers fără cameră și am vorbit cu agentul de acolo. Am spus că vreau să declar o dispariție și am zis vreau să declar dispărut pe domnul Klaus Werner Iohannis.
Instinctiv a lăsat capul în jos și a zis că nu știe, el nu se uită la televizor, asta a fost prima reacție a domnului de la poliție. I-a zis, am înțeles, dacă vreți vă aveți nevoie de o poză a dispărutului să vedeți, nu că știu despre cine e vorba. A preluat declarația, mi-a dat număr de înregistrare și a urma să mă contacteze. Am lăsat chiar și numărul de telefon și adresa. M-au contactat după 3 săptămâni, foarte profesioniști domnii de la poliție. Bine, a fost un caz ușor, nu am folosit foarte multe resurse ale statului român, dar domnul președinte a apărut în spațiu public și l-am văzut că e bine și e sănătos. Vedeți, domnul Axinea, putea să-l dați dispărut și pe domnul Drulă, de exemplu. Acolo cred că era un caz mai complicat. Nu cred că îl găseau așa ușor. Cred că are alții colegi care se îngrijorează de dispariția dumnealui. Am înțeles. Păi, adică v-a interesat de dispariția lui Klaus Iohannis mai puțin de dispariția altor colegi. Ca cetățean statului român, pentru că cetățenii statului român sunt angajatorii acestui domn. Bun. Aș vrea să-l întreb pe domnul Matei. Uitați, după săptămânile astea, lunile astea de atacuri între PSD și Dacian Cioloș, între consilierul onorific al premierului Marcel Ciolacu, domnul Victor Ponta, tot felul de atacuri între Dacian Cioloș și Victor Ponta, i-am avut pe amândoi într-o emisiune, evident, și la mine au fost așa niște replici destul de dure între cei doi. Dacian Cioloș acum îi face plângere penală, sau i-a făcut deja plângere penală lui Marcel Ciolacu. Citez, pentru răul pe care l-a făcut cu bună știință sau din prostie. Și probabil și ca răspuns la atacurile la adresa sa, pentru că Marcel Ciolacu arăta cu degetul, metaforic vorbim, pe Dacian Cioloș ca fiind principalul vinovat în cazul Roșia Montană. Păi asta este realitatea. În ultima zi de mandat a domnului Cioloș ca prim-ministru, asta a făcut. A semnat ca România să intre în arealul protejat în ceea ce înseamnă Roșia Montană. N-a făcut nimic altceva. Faptul că domnia sa, domnul Cioloș, încearcă acum să apară și domnia sa pe televizor încercând să mai câștige câteva procente pentru partidul domniei sale, e o altă discuție. Că își dorește dumnealui să facă și plângeri penale și așa mai departe, ele rămân fără ecou pe viitor pentru că n-au niciun substrat sub nicio formă. Dar de ce, domnul Cioloș vinovat, domnule Matei? Am spus puțin mai devreme, domnia sa... Păi asta cu UNESCO, păi procesul a început înainte să fie situl respectiv înscris în patrimoniul UNESCO. Dacă vă uitați totuși pe declarațiile noastre, noi n-am spus că e doar domnul Cioloș. Dacă s-a băgat dumnealui ca musca în lapte, sigur că atunci trebuie să-i dai și o replică, pentru că dincolo de a fi ocupat o funcție de comisar la nivelul Uniunii Europene și fără să ajute România, mai mult ne-a încurcat și ca prim-ministru. Așadar, lucrurile sunt foarte clare din această perspectivă. Domnia sa, repet, în acest moment nu-și dorește nimic altceva decât să se bage în seamă doar pe un simplu algoritm politic când a încercat să-și mai aducă câțiva adepți către domniei sale, nu știu, reper, dacă nu mă înșel, denumirea. Dar cine sunt restul vinovaților, domnule Matei? Păi, la vremea respectivă știm foarte clar că a fost domnul Cioloș, după care s-a reluat cu domnul Orban, după care a fost cu domnul Câțu. Cam aceasta ar fi procedura și înțeleg că și domnul Ponta ar avea o oarecare responsabilitate în acest proces pentru a nu fi acuzat că apăr sau nu apăr pe cineva. Așadar, cred că toți aceștia menționați ar trebui să vină și să explice mult mai clar dacă într-adevăr au contribuit sau nu au contribuit la ceea ce s-a întâmplat astăzi în România. În afară de a da câteva declarații și a face nu știu ce plângeri, cred că e foarte bine să lămurim pe documente. Nu cum fac cei de la Reper sau cei de la USR, care și acum au tupeul să ne spună că la achiziția de vaccinuri dumnealor au fost doar onorifici la Ministerul Sănătății și așa mai departe. Vă rog, vă rog dreptul la replică. Vedem exemplu cel mai, dacă îmi permiteți, da, vedem exemplu cel mai bun cum lucrează guvernele consecutive în România. Năstase și Tăriceanu i-au chemat, Boc și Ponta le-au dat asigurări, Cioloș și useriștii i-au gonit.
Alianța pentru Unirea Românilor consideră că România trebuie să-și exploateze responsabil resurse și că soluția ar fi putut fi oricând o mină de aur la Roșia Montană operată de o companie românească. Avem o lungă istorie în ceea ce privește mineritul, avem experți, acest proiect s-ar fi putut face. Iluzia că acolo este un paradis, iluzia verde că acolo este un paradis și care nu trebuie atins, nu face decât să-i țină într-o sărăcie pe oamenii din zonă. Cred că s-a făcut și un referendum în care cei din județul Alba s-au exprimat categoric în favoarea unui proiect industrial. Da, da, știți cum e, domnule Axiniac, acum dumneavoastră reprezentați partidul care în ultimii ani a făcut cam cele mai multe proteste și meeting-uri și așa mai departe. Era și presiunea străzii la vremea respectivă când era Victor Ponta premier și a oprit exploatările. Bine, acum din ce a spus dumneavoastră, înțeleg că supărarea la aur nu ar fi legată de exploatare, ci mai degrabă că nu exploatează o companie românească și era vorba de una în care statul român era acționar minoritar. Dar evident... Aici era și presiunea străzii și am ajuns la... Înțeleg, aur s-a înființat în 2019. Da, 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 exact. Da. Domnul Orban, spunea colegul dumneavoastră de coaliție, domnul Matei, că ar fi vinovat. Tacian Cioloș, Orban, Câțu, bine, Orban nu mai e colegul dumneavoastră, dar domnul Câțu mai e. Da, domnul Andrei Gheorghetin, enumerarea colegului meu, vina, dacă putem să vorbim așa de o vină, este cam pe la toată lumea. Adică domnul Ponta ba a vrut când a fost prim-ministru, ba n-a mai vrut când a fost parlamentar și a votat împotriva propriului proiect dat ca prim-ministru. Adică o serie de decizii neinspirate de-a lungul timpului ne-au dus în situația de astăzi. Legat de ce spunea colegul meu de la AUR, domnul Axinia, că i-ar fi plăcut să fie o companie românească care să exploateze acolo, nu cred că există român căruia să nu-i fi plăcut acest lucru. Trebuie să ne întrebăm, a venit vreo companie românească care să dorească să exploateze la Roșia Montană? Că eu nu mi-amintesc o astfel de discuție. De asta spun, din punctul meu de vedere, n-a existat destulă dezbatere, a existat doar foarte multă patimă în societate legată de Roșia Montană, legată de înscrierea patrimoniului UNESCO și așa mai departe, patimă nejustificată, neargumentată de nimeni, neexplicată oamenilor. Și n-a existat dezbatere reală în legătură cu ce ne dorim de fapt acolo. Din punctul meu de vedere, cred că majoritatea românilor își doresc o exploatare la Roșia Montană. Sigur, repet, o exploatare prietenoasă cu mediul, care să nu ne afecteze sănătatea a noastră și a generațiilor viitoare. Dar cred că cea mai bună variantă este exploatarea la Roșia Montană, pentru care trebuie să găsim o soluție la un moment dat, dacă tot avem norocul acestui T0 de la care pornim astăzi din nou în povestea Roșia Montană. Bun, domnule Ignat, mă uit acum, citesc de prin presă. Uitați ce scriu jurnaliștii de la Libertatea. Că administratorii Roșia Montană Gold Corporation au afaceri de sute de milioane de lei cu statul român, doar cu agenția de cadastru, dau exemplu, au peste 100 de contracte și dau și nume. Bine, ei spun că afacerea Roșia Montană este una pur românească, chiar dacă protagoniștii se află în Marea Britanie, Canada sau Australia. Și cei trei români administratori ai Roșia Montană Gold Corporation, Dragoș Tănase, George Bogdan Petrescu, Nicolae Gruia Suciu, ar fi cei trei administratori ai Roșia Montană Gold Corporation. Și de aici, fiind vorba de niște români care au puternice afaceri cu statul, probabil au apărut și aceste speculații privind jocuri între statul român, acționari și acționarii companiei și iată bursa de la Toronto. Cum vedeți informațiile acestea, domnule Ignat? Nu pot să am o părere în legătură cu informații pe care le aud acum la prima mână. Pare că totuși din aceste informații povestea se schimbă. Ne trezim că totuși avem acolo o exploatare românească la Roșia Montană, sau ce să înțeleg.
Nu știu, cred că se lansează foarte multe informații în spațiul public, nu toate sunt reale sau argumentate și tocmai de aceea niciodată cetățenii români n-au putut să-și formeze o opinie corectă în legătură cu subiectul Roșia Montană pentru a decide împreună până la urmă societatea pe acest subiect. Deci asta e opinia pe care pot să vă dau la acest moment. Cu siguranță lucrurile vor evolua în continuare și dar cu siguranță în vom afla mult mai multe lucruri. Dar în opinia să continue exploatarea acolo, domnule Ignat? În opinia mea ar trebui să existe exploatare la Roșia Montană. Deci nu știu dacă se continue cu această lucru? Companie. Acum se poate face acest lucru fiind în patrimoniu UNESCO? Cred că trebuie reluate discuțiile pe acest subiect până la urmă. Deci din punctul meu de vedere, ca deputat liberal, ca om din Alba până la urmă, care cunosc subiectul și sunt aproape de comunitatea de acolo, cred că e foarte important pentru comunitatea de acolo, pentru România, ca la Roșia Montană să existe exploatare. Cum, sub ce formă, cu cine, cum să putem reveni la această discuție despre exploatare, cred că urmează să existe în spațiu public o dezbatere destul de lungă pe subiect, dar sper că de data asta va fi cu o concluzie serioasă. Bun, vă rog, domnule Matei, uitați, văd pe mai multe surse despre administratorii Roșia Montană Gold Corporation și despre afacerile lor cu statul român. Da, acum e greu să îmi dau seama exact care sunt lucrurile concrete cu privire la business-ul pe care aceștia l-au. Dacă au un business legal, cred că nimeni n-are nimic de spus. Însă în ceea ce înseamnă exploatarea în zona Roșia Montană, trebuie să avem în vedere, cred eu, două aspecte. Pe de o parte, situația reală a zonei de acolo din punct de vedere al traiului și, pe de altă parte, această zonă protejată introdusă în patrimoniul UNESCO, care ar fi trebuit să aducă un plus în ceea ce înseamnă turismul în zona respectivă. Din perspectiva mea, care am vizitat această zonă, cred că acum un an de zile, n-a adus niciun plus din punct de vedere turistic. Și atunci întrebarea este dacă, într-adevăr, trebuie să reluăm toate discuțiile astfel încât să continuăm exploatarea, pentru că această exploatare nu se făcea doar în zona acestui areal, ci e o întreagă industrie ce a condus la bunăstarea zonei respectivă. Dacă mergem pe întrebările, pe un sondaj în zona respectivă, o să vedem că oamenii din zonă sunt de acord. Păi da. Dar ce v-a oprit, domnule Matei? Că uitați, mă uit acum pe... În momentul în care un stat, o țară, are un sit, să spunem, cum e la Roșia Montană și vrea să-l înscrie în patrimoniul UNESCO, se depune o cerere. Dacă vreți să vorbim punctual pe acest caz, cererea a fost depusă de ministrul culturii Kelemen Hunor la vremea respectivă și semnată ulterior, într-adevăr, de premierul Dacian Cioloș. Și atunci a fost înscris în patrimoniul UNESCO. Repet, presiunea străzii, ne amintim proteste foarte puternice care l-au făcut și pe Victor Ponta să nu-și voteze propria lege. Asta e toată povestea pe scurt. Dar ce ne oprește? Că bă, că nu ne oprește absolut nimic să nu retragem. Bun, ar fi o chestiune de imagine, de PR pentru țară, ar fi o lovitură destul de dură. Dar uitați, sunteți la guvernare, de exemplu, de 2 ani. A fost și guvernul Ciucă, acum guvernul Ciolacu de ceva timp. De ce nu retrageți, domnule, zona respectivă de la patrimoniul UNESCO? Poate merge și că un astfel de scenariu. Întrebarea este care ar fi procedura pentru a retrage o solicitare respectivă, pentru că informațiile pe care le am, ceea ce cunosc este faptul că este tot la fel o procedură extrem de greoaie până când să obții toate lucrurile acestea. Însă acest aspect nu ne împiedică cu nimic în a începe să demarăm o astfel de procedură dacă, repet, toți cei din zonă sunt de acord să continuăm cu acest scenariu al exploatării în Roșia Montană. Ar trebui, domnule Axinia, să fie retrasă zona respectivă din patrimoniul UNESCO? Ar fi oportun, dar să știți că nu avem o sentință finală. Aseară urmăream pe doamna avocat sau reprezentanta firmei de avocatură care a salvat România de acest dezastru și în ce spunea dumneai, există și opțiunea ca firma Gabriel Resources, ca această companie să facă recurs
Deci nu este clar dacă nu e încă o sentință finală. Dar, repet, fiind o poveste complicată care datează de aproape 30 de ani, întăresc înființarea acestei anchete, comisii de anchetă parlamentare, în care putem audia pe toată lumea, putem avea o concluzie clară despre cine și cum a făcut bani din această poveste sau ce firme a lucrat cu Gabriel Resources. Se va clarifica și vom învăța din această poveste. Bun, o foarte scurtă concluzie. Referitor la patrimoniul UNESCO, acum nu știu dacă procesul ăsta intentat de Gabriel Resources a fost intentat după, adică dacă a fost influențat și de decizia asta a statului român de a include zona respectivă în patrimoniul UNESCO. Din câte știu și cronologia spune în felul următor că a început înainte, în momentul în care n-a putut să obțină anumite autorizații de mediu. Zona respectivă nici nu era în patrimoniul UNESCO, nici nu era vorba la momentul respectiv să intre în patrimoniul UNESCO. Au fost strict niște, trebuiau să fie niște modificări legislative a zonei de mediu, astfel încât compania să obțină anumite autorizații. Guvernul Ponta de la vremea respectivă a venit cu niște legi în sensul acesta, au început mari mișcări de proteste și presiunea străzii l-a făcut pe deputatul Victor Ponta să nu-și voteze propria lege care i-ar fi ajutat pe cei de la Roșia Montană Gold Corporation să înceapă exploatarea acolo. Asta ar fi cronologia pe scurt. Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Axinie, a contat cu ceva faptul că statul român a înscris asta în patrimoniul UNESCO sau nu are legătură procesul cu UNESCO? Sincer să vă zic, nu știu, doar repet ce am spus și mai devreme. Trebuie o strategie pe termen mediu sau lung, pentru că genul ăsta de proiect se poate întinde pe foarte mulți ani și România trebuie să aibă grijă responsabil de resursele noastre. Și aici merg mai departe, chiar ar fi cazul să începem și exploatarea gazului din Marea Neagră. Ar trebui să învățăm din greșeli și să dăm drumul la niște proiecte prin care să aducem bunăstare acestei țări. Bun, vă mulțumesc, domnule Axinia, domnule Matei, domnule Ignat. Apropo de ce discutam la începutul acestei ore, despre cum ar trebui să reacționeze sau ce ar trebui să facă politicienii în momentul unui astfel de proces cu o miză foarte mare, cu un scor extraordinar de mare, care ar fi dat peste cap toată economia românească, bugetul, deficitul bugetar, iar începeau discuții că nu o să ne înscriem în ținta de deficit bugetar și toate discuțiile din ultima perioadă și din ultimii ani. Pentru că, bineînțeles, în cazul în care România pierdea procesul și puteam lua în calcul și cel mai negru scenariu vis-a-vis de acest subiect, 6,7 miliarde de euro, înseamnă o presiune foarte mare pe deficitul bugetar. Și apropo de acuzațiile care îi se aduc în acest moment lui Marcel Ciolacu că ar fi manipulat bursa, deși e cam greu de crezut că intenția lui Marcel Ciolacu a fost de a manipula bursa. Hai să vedem ce spunea seara trecută Nicolae Ciucă, partenerul de guvernare al domnului Ciolacu, în emisiunea La Final, moderată de Ionuț Cristache, după care luăm o scurtă pauză. M-ați auzit să zic ceva înainte? N-am zis nimic, nu voi zice. Este bine de fiecare dată să nu ne antepronunțăm și să nu speculăm la absolut nimic, pentru că iacătă vin decizii care întorc toată povestea 180 de grade. Sunteți jucător la bursă? Ați cumpărat acțiuni la Gabriel Resources? Da. Nu. Da, colegii de partid, știți ceva? Că s-a văzut speculații pe tema. Și știm că brătienii mai sunt cu bursa. Domnul Ionuț Cristache. Și pesediștii. Cum? Am văzut că au descoperit bursa, deci... Da. Au speculat unii politicieni, credeți, povestea asta? Cel puțin în materie de tranzacții la bursă? Dacă nu știu, nu vorbesc. De ce să vorbesc despre ceva ce nu știu? Păi nu, vă întrebam dacă știți. Nu. A, nu știți. Nu. Dar cu certitudine știu că atunci când... Știți cum este? Mm. Că tot am vorbit de război.
În arta militară se vorbește despre răbdarea strategică. E, poate că în politică de multe ori ar fi nevoie să vorbim și despre tăcerea strategică. Să tăcem. Interesant. Doamnelor, domnilor, ne-am întors în direct cu titlurile orei 13. Coaliția se reunește astăzi pentru a discuta despre lista comună la europarlamentare și, atenție, candidații la primăria Capitalei și la primăriile de sector. O să vă invit să urmăriți dezbaterea din această oră, imediat după titlurile orei, pentru că o să discutăm, plecând de la declarațiile de ieri ale liderului PNL Nicolae Ciucă vis-a-vis de primăria Capitalei, fără îndoială cea mai importantă primărie din țară, și despre ce candidați testează coaliția de guvernare. Liderii Dreptei Unite au depus luni o sesizare la Avocatul Poporului în care îi cer să atace la CCR ordonanța de urgență a guvernului privind comasarea a alegerilor de pe 9 iunie. Deci iată că și opoziția discută tot despre comasare. Comasarea în continuare subiectul politic al ultimelor luni și al ultimelor zile. Peste 80% dintre români consideră că reducerea mandatului președintelui la 4 ani este o idee bună, indică datele unui sondaj realizat de INSCOP pentru colegii noștri de la news.ro. Pe de altă parte, 48,5% dintre români sunt de părere că este mai bine ca președintele și prim-ministrul să facă parte din aceeași tabără politică, astfel încât să existe stabilitate, să nu mai existe certuri. 49,4% cred că este mai bine ca președintele și prim-ministrul să fie din tabere politice diferite pentru a se controla mai eficient unul pe celălalt, să-și controleze activitățile mai eficient. Aproximativ 5.000 de angajați din sănătate sunt așteptați să protesteze luni în București, aceasta fiind ultima acțiune înaintea grevei generale. Protestul a început la ora 11 în Piața Victoriei, va continua cu un marș și un meeting la Ministerele Muncii și Ministerul Sănătății, urmate de un marș și un meeting în fața Palatului Parlamentului. Nemulțumirile sunt de natură salarială, însă protestul este îndreptat și împotriva formei ultimei ordonanțe de urgență privind unele creșteri salariale în sănătate, aceasta fiind o ordonanță a inechității și a nepriceperii emitenților, conform Federației Solidaritatea Sanitară. Exporturile României au scăzut în ianuarie 2024 cu 1,3% la peste 7 miliarde de euro, iar importurile au scăzut cu 4,8% la mai mult de 9 miliarde de euro față de luna ianuarie 2023, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică. Deficitul balanței comerciale în luna ianuarie 2024 a scăzut cu 15,5% față de ianuarie 2023. Statele europene au importat o cantitate aproape dublă de arme în perioada 2019-2023, comparativ cu intervalul 2014-2018. Ucraina a devenit cel mai mare importator european de arme după invazia Rusiei în 2022, a informat Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm. Oppenheimer a făcut spectacol la cel mai important moment al cinematografiei americane. Filmul produs de Emma Thomas, Charles Rowan și Christopher Nolan a câștigat cel mai râvnit premiu la cea de-a 96-a ediție a galei premiilor Oscar, găzduită de Jimmy Kimmel, care a avut loc la Los Angeles. În total, Oppenheimer și-a adjudecat 7 statuete. Continuăm cu sport. Simona Halep a plecat luni dimineață la Miami, unde va participa la primul turneu după un an și jumătate. Românca a primit un wild card la turneul american după ce TAS i-a redus suspendarea de 4 ani la 9 luni. Simona Halep nu a mai jucat din august 2022, când a fost eliminată în primul tur al US Open.
Mergem la fotbal acum. În fotbalul intern, CS Mioveni întâlnește CSA Steaua de la ora 17 în direct la Prima Sport 1 și online pe primaplay.ro. Meciul este ultimul din penultima etapă a sezonului regular din Liga Secundă. În Superliga de fotbal, adică în Liga 1, partida Oțelul Poli Iași din runda 30 se joacă de la ora 20 și va putea fi vizionată în direct pe Prima Sport 1 și pe primaplay.ro. Bineînțeles, golurile și fazele importante le puteți vedea în format live video pe site-ul primasport.ro. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt valabilă până marți dimineața în Banat, sudul Crișanei și Carpații Meridionali, însă sunt anunțate intensificări ale vântului și în restul țării. De marți dimineață sunt prognozate precipitații în estul țării, însoțite de rafale de vânt. În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în Banat, sudul Crișanei și Carpații Meridionali, cu viteze în general de 55, poate 65 de km pe oră pe alocuri, iar pe creste rafalele vor depăși temporar 90 de km pe oră. În munții Banatului și în Carpații Meridionali va ploua și se vor acumula cantități de apă de 20-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat, după cum informează ANM. Vă spuneam la început că o să discutăm despre Primăria Capitalei. Se întâlnesc liderii coaliției astăzi, discută despre candidați la europarlamentare, despre candidații pentru Primăria Capitalei și pentru primăriile de sector. Așadar, doamnelor, domnilor, discutăm despre principalii candidați pentru aceste portofolii și o întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă. De ce credeți că PSD și PNL, cele mai mari partide politice de la noi din țară, testează candidați independenți la primăria municipiului București? Răspunsurile pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp 0727222244. Scurtă pauză, ne întoarcem imediat. Ne-am astăzi se întâlnește coaliția, liderii coaliției se întâlnesc și stabilesc lista pentru europarlamentare și dezbat rezultatele sondajelor interne comandate de cele două partide vis-a-vis de candidații. Testează mai mulți candidați pentru Primăria Capitalei, și candidați independenți și candidați din interiorul formațiunilor politice. Seara trecută la Prima News, invitat de Ionuț Cristache, Nicolae Ciucă a vorbit pe marginea acestui subiect și a răspuns și la niște întrebări interesante vis-a-vis de Gabriela Firea. Gabriela Firea, care pune în continuare presiune pe Marcel Ciolacu. Ieri a apărut o știre că femeile social-democrate din București o susțin pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. Săptămâna trecută spunea că organizația pe care o conduce PSD București o susține și a votat-o în unanimitate candidat pentru cel de-al doilea mandat la cârma Capitalei. Însă foarte interpretabilă reacția lui Nicolae Ciucă pe acest subiect. Pare că a dat de înțeles că nu ar susține PNL pe Gabriela Firea sau că n-ar vrea să o susțină PNL pe Gabriela Firea pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. Să vedem momentul și vă prezint după aceea invitații de la această oră. Deci, aveți o problemă cu Firea? Ce anume? Cu Firea. Aveți o problemă în a o susține? PNL-ul, nu dumneavoastră. Sunteți președintele PNL. După ce vedem lista, discutăm. Haideți, domnul Ciucă, spuneți-mi și mie, ca să înțeleg. Adică, păi, dânsa am văzut... E candidatul deocamdată am văzut, PSD, așa am văzut... s-a descris. Chiar pe scaunul pe care stătați. Este o decizie pe care o vom lua în coaliție și acolo vom stabili pe cine susținem. Deci, am înțeles, nu vreți. Cu domnul Băluță, e mai bine? Nu știu, nu-l cunosc personal. Dar îl recomandă munca de la sector? Să știți că chiar astăzi discutam cu cineva și era foarte mulțumit de cum arată sectorul 4.
Bun, acesta a fost momentul. Bineînțeles, discuția a fost ceva mai amplă. A discutat colegul nostru Ionuț Crisache, pe care îl salut, este alături de noi. Salutare, Ionuț, mulțumesc. Salut, Andrei. Că ai acceptat invitația. L-a întrebat pe Nicolae Ciucă și despre candidații independenți și o întrebare foarte bună. De ce cele mai mari partide din țară, partidele tradiționale, să spunem așa, PSD și PNL, testează candidați independenți? Care mai e rolul politicienilor? De ce caută să susțină, nu știu, foști fotbaliști? Apăruseră la un moment dat și niște oameni de afaceri. Dar să începem de la asta cu Gabriela Firea, că pare o luptă interesantă aici. Pe de o parte, liderii coaliției spun că încă testăm, încă analizăm, încă discutăm, încă negociem. De partea cealaltă, Gabriela Firea, săptămâna și declarațiile de la candidatul deocamdată, de la candidat la candidatură, acum în înțelegem că s-ar putea să devină candidatul niciodată. Da, alianța asta, dincolo de intrigile pe care le generează și de scenariile și de nu știu, proiectele politice pe care le vântură, mai servește unor interese politice imediate, directe și aproape personale ale lui Marcel Ciolacu și ale lui Nicolae Ciucă. Folosește ca principal argument fiecărui în parte în relația cu propriul partid. Și o să-ți explic. Marcel Ciolacu, dacă are o dificultate în a mulțumi o grupare din partid, în a mulțumi un individ din partid sau în a mulțumi un curent din partid, întotdeauna are argumentul imediat la îndemână: dom'le, PNL-ul nu vrea. El fiind într-o înțelegere cu Ciucă pe temă. Dom'le, uneori joci tu rolul de lui Gică Contra, altă dată joc eu rolul lui Gică Contra în relația ta cu partidul. În momentul de față, eu cred că Firea este sacrificată de PSD fix în baza relației cu PNL. Pentru că Marcel Ciolacu nu și-o dorește candidat, pentru diversele motive pe care le-am mai discutat, pot să le înșirui așa foarte rapid, să nu se creeze un monopol de putere, să nu se debalanceze influența lui Marcel Ciolacu, să nu crească gruparea Stănescu cu Firea în partid, să nu se creeze un grup la București, să nu și impună pe listă și să nu în perspectivă atenteze această grupare la o poziție dominantă în partid. Întotdeauna îl poate folosi pe argumentul Ciucă, domne, în relația cu această grupare, domne, PNL-ul nu vrea, Ciucă nu vrea, și argumentul ăsta este aproape imbatabil. Pentru că, de ce nu te vrea? Din N motive. Da, pot să invoce mandatul trecut, nerealizările trecute, relația deficitară cu PNL-ul până la un punct și așa mai departe. De cealaltă parte, Nicolae Ciucă poate avea dificultăți și momente complicate cu ai lui. Și atunci intervine argumentul Ciolacu. Dom'le, Ciolacu nu vrea. Deci alianța asta politică este chiar o alianță personală până la un punct, este chiar alianța Nicu și Marcel la nivelul ăsta de relaționare politică între cei doi. Acum, de ce am dezvoltat această argumentație? Pentru că eu nu cred că Nicolae Ciucă are ceva neapărat cu Gabriela Firea. Dar el joacă în rolul nemulțumitului pentru că probabil l-a rugat partenerul său politic, Marcel Ciolacu. Și pentru că poate la masa negocierilor s-a pus problema capitalei pentru PNL, noi nu știm asta, dar putem să mergem pe acest scenariu. Domnule, cedăm capitala pentru perspective negociare pentru negocieri pentru Cotroceni. Nu știm, poate că a fost așa. Și atunci e sacrificat Bucureștiul, este sacrificată gruparea Firea pentru un deziderat politic mai înalt, dacă el există, repet. Deci nu știu cât a fost Nicolae Ciucă sincer aseară sau cât a jucat în echipa cu echipierului său, Marcel Ciolacu. Pe de cealaltă parte, e ridicol să spui că îl testezi pe Burduja, să vezi câte procente are în raport fie cu Lupescu sau fie cu Firea. Burduja luat separat, e un individ ok, legitim, studii la zi, știm de unde să-l luăm, pus în oglindă cu ceilalți, pălește. N-are niciun soi de aderență electorală, are și un soi de antipatie așa de la natură, n-are carismă, n-are un trecut istoric, un trecut politic care să-l recomande, un istoric politic care să-l recomande. Greu de presupus că dacă ar fi o competiție reală între Firea și Burduja, candidatul ar fi Burduja sau candidatul desemnat ar fi Burduja, că n-ai niciun soi de argument.
De niciun fel. Cu atât mai mult cu cât PNL a fost într-o cârdășie la București, la Primăria Generală, cu USR-ul. Și mai toate proiectele lui Nicușor Dan au trecut cu votul PNL-ului. Da. Deci ce poți să spui? Că ai fost în opoziție 4 ani de zile? Ar fi o minciună. Bun. Pe de altă parte, Nicolae Ciucă a mai spulberat un mit, mitul Piedone, susținut de coaliție. Spune că este sau va fi o alianță electorală între PSD și PNL, fără pe USL. Și exclus... Bine, Andrei, noi dacă vrei ne putem cu toții preface că pe USL există și că la mijloc nu este de fapt o televiziune și că există acest partid și că el are vreo influență electorală de vreun fel. Mâine, dacă se închide televiziunea, se închide și partidul. Hai să fim serioși. Din aceeași telecomandă. Da. Bun. Acum așa se numește partidul. Nu putem să spunem partidul CNN sau... partidul. Ba, putem. De acord, da, că e susținut. Suntem orice fie, Țara Liberă. Încă. Da, deci exclus Cristian Popescu Piedone, da? Așa zice Ciucă, scenarii sunt și mai mult decât atât sunt și informații, că domnul Piedone ar negocia, ar porta o negociere, trimite tot felul de scrisori parfumate, deschise. Da, acolo jocul este ceva mai amplu, că domnul Piedone nu negociază doar pentru propria persoană, negociază pentru copii, nepoți, căței, purcei, vrea tot neamul, vrea toată ograda, vrea păliște, vrea consilieri, vrea capitala, vrea sectorul 5. Într-o zi o să ne trezim cu Piedone care se încoronează peste București la propriu. Da. Acest personaj ar trebui să se uite în trecutul domniei sale și să vadă că viața i-a dat viața, bunul simț, șansele juridice, i-au dat niște șanse. Să nu le dea cu piciorul atât de ușor. Bun. Și o ultimă întrebare, după care mergem și la dezbaterile politice. O ultimă întrebare pentru tine, Ionuț. De ce testează până la urmă? Te-a convins Nicolae Ciucă? De ce testează candidații independenți? Asta am insistat și eu, domnule, s-au unit două partide, cele mai mari partide de pe scena politică, ca să propună independenți, adică ăsta e un faliment nedeclarat al celor două partide, dacă vrei, în materie de cadre și în materie de școli politice. La ce mai ai membri, la ce mai ai școli de tineret, la ce mai ai activi de partid, la ce mai ai structuri de partid, organizații, viață de partid, în condițiile în care tu, PNL în principal, dar și PSD, cauți în continuare soluții externe. La PNL pare deja o rețetă patentată de la Klaus Iohannis, Pareș Bogdan, Nicolae Ciucă, toți sunt oameni care nu au de-a face cu trecutul și cu activitatea de partid. Da. Așa e. Bine. Dar n-a avut argumente, a dat-o în bâlbâială. Asta este, uneori ai ce spune, alteori n-ai ce zice și mai bine înghiți în sec. Corect. Tăcere strategică, așa cum o numea Nicolae. Da, da. Tăcere strategică. Bun, îți mulțumesc, Ionuț. Știi foarte bine, te mai așteptăm și la orele prânzului. Prima News. Invitații de la această oră din partea AUR, Ramona Brunsil, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc. Din partea Partidului Social Democrat, Adrian Vigheciu, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc. Și imediat ni se alătură și din partea Partidului Național Liberal, Daniel Ciungu. Până una alta, domnule Vigheciu, pare că Nicolae Ciucă, v-au sunat colegii din regie ceva mai devreme, tocmai ca să ascultați și discuția cu Ionuț Cristache, care l-a avut seara trecută invitat pe Nicolae Ciucă. L-ați auzit și pe Nicolae Ciucă, care a ezitat în momentul în care a fost întrebat dacă Partidul Național Liberal i-ar face campanie Gabrielei Firea, în cazul în care Gabriela Firea va fi desemnată de Partidul Social Democrat drept candidata formațiunii pentru primăria capitalei. A ezitat, bineînțeles, Nicolae Ciucă, dând de înțeles că n-ar vrea să fie Gabriela Firea. Pe de altă parte,
colega dumneavoastră de partid, doamna Firea, pune presiune, își joacă toate armele pe care le are la dispoziție, astfel încât să își maximizeze șansele sau măcar să pună o presiune pe Marcel Ciolacu și pe partid, spunând că, bineînțeles, organizația pe care o gestionează și pe care o conduce, se vorba despre PSD București, o susține. Acum, weekendul acesta, declara că și femeile socialdemocrate din București o vor pentru un nou mandat la primăria capitalei. Meciul încă se joacă. Da, nu mi s-a părut președintele Ciucă atât de rezervat decât ați concluzionat dumneavoastră. Este normal că primul inter pares pentru cei de la PNL să fie domnul Burduja, care este și președintele filialei locale, așa cum pentru noi cei de la PSD este Gabriela Firea, președintele filialei PSD București. Ați văzut că ambii combatanți fac acțiuni politice și acțiuni în stradă. Nu știu, domnul Burduja a fost sincer socoteală primarului Nicu Șordan când este la birou la ora 22. Doamna Firea a avut întâlnire cu organizația de femei a PSD. Este normal într-o competiție în interiorul alianței fiecare din combatanți să-și arate plusurile, astfel încât să fim convinși că alegerea făcută este cea mai bună. Vreau să vă spun că mă uitam mai devreme pe niște știri din 2020. Da. Și dacă vă aduceți aminte, alegerile în 2020, cele locale, au fost pe data de 27 septembrie. Da. Ei bine, alianța de la acel moment, care ulterior a și câștigat primăria capitalei, formată din PNL, USR și Plus, și-au anunțat candidații comuni pe data de 1 august 2020, adică cu mai puțin de 7 săptămâni înainte de alegeri, ceea ce ar coincide acum cu un termen undeva la jumătatea lunii aprilie. Da? Adică suntem într-o situație în care, evident, este mult mai greu să propui un candidat comun atunci când ești într-o alianță decât când ești un partid pe cont propriu. Bun, doamna Brunsils, cum vedeți toate discuțiile acestea? Iată opoziția formată din polul de dreapta a anunțat, apropo de comasare, că vor ataca actul normativ, ordonanța de urgență prin care s-a decis comasarea alegerilor pe 9 iunie. Bun, acum e greu să vă întreb pe dumneavoastră din partid de opoziție cum vedeți discuțiile despre ce candidați își va alege coaliția de la putere. Dar pot să vă întreb legat de comasare și de tabloul general ce părere aveți, pentru că toate pornesc de la ideea asta comasării alegerilor. Vă rog. Referitor la comasare, așa cum am mai spus de multe ori, aceasta reprezintă un atac frontal adus democrației din România. Nu se poate să vii cu astfel de soluții și să schimbi regulile în timpul jocului doar de frica faptului că s-ar putea să-ți pierzi locurile confortabile pe care le ocupi de 34 de ani. Pentru că haideți să recunoaștem și toată lumea este conștientă că cele două partide vechi și obosite au recurs la această soluție strict de frica AUR. Strict pentru că au simțit că pentru prima dată în istoria recentă a României există pericolul să fie îndepărtați de la guvernare și de la putere și să fie trimiși acasă. Au venit puțin, cu diverse justificări. Aici trebuie să ne oprim puțin. Îmi pare rău că vă întrerup. Vă las imediat să vă continuați ideea. De frica AUR pe zona de europarlamentare, presupun, pentru că acolo a fost argumentul cu valul extremist. Exact. Acum, vrem, nu vrem, AUR a fost denumit în fel și chip, de la legionari la extremiști, de la extremiști la suveraniști, la naționaliști, la extreme, la toate astea. Aveți mai multe denumiri cu care defilați în spațiul public? Păi bineînțeles că altceva, ce să zică? Ce pot ei să reproșeze unei formațiuni noi care nu a mai fost la guvernare și care nu a făcut rău României. De acord, și atunci trebuie inventate diverse...
Era vorba de valul extremist la nivel european, să stopeze valul extremist la nivel european. Acum, la primăria capitalei, nu știu dacă putem vorbi de frica de aur. Acum, realist vorbind, nu știu dacă, așa este. Dacă însă... domnul Enache are șanse față... Realist vorbind, da, poate să le mai încurce puțin acolo, să le mai ia din procente, dar acum mi-e greu să cred că vine domnul Enache direct în scaunul de primar. Acum, domnul Enache este un profil care contrastează cu profilul clasic al politicianului, în sensul în care nu are experiență politică, dar are experiență administrativă, este un om tânăr, foarte inteligent, muncitor, care a dovedit în funcțiile lui din administrația publică că poate să obțină rezultate și că face treabă. Noi chiar de asta l-am și propus, să arătăm oamenilor că venim cu o altă soluție, cu un alt profil. Acum, dumneavoastră aveți dreptate. Lor, într-adevăr, le-a fost foarte frică de faptul că AUR are toate șansele să câștige alegerile europarlamentare. Ei știu rezultatele sondajelor adevărate, ei știu cum ne clasăm în acestea și atunci, ca să nu fie nevoit să-și dea demisiile președinții celor două partide în urma pierderii alegerilor europarlamentare, au recurs la această comasare. Este efectiv un act făcut în interesul, exact cum spunea și Ionuț Cristache mai devreme, în interesul celor doi președinți de partid, interesul personal al acestora de a rămâne în funcție și de a păstra puterea concentrată la ei. Acum, au venit cu diverse justificări și dumneavoastră le știți. Au spus inițial că vor face economie la bugetul național. Ce economie fac în final? Dar de ce nu au făcut economie atunci când au dat, de exemplu, 1 miliard de euro cadou OMV-ului în câteva ore când au trecut acea lege prin Parlament? De ce n-au făcut economii când au mărit indemnizațiile și sumele forfetare pentru parlamentare anul trecut? Și așa mai departe. Exemplele pot să continue. În momentul de față nu dau dovadă de foarte multă îngrijorare față de bugetul național. În consecință, toate aceste justificări au fost așa de fațadă, praf aruncat în ochii românilor. Da. Când de fapt, încă o dată, știm cu toții că au făcut-o din frică. Da. Din frica de a-și pierde puterea. Imediat îi dau dreptul la replică domnului Vighețiu. Vreau să-l salut și pe Daniel Ciungu din partea Partidului Național Liberal. Mulțumesc că ați acceptat invitația. O să mă grăbesc să vă adresez întrebările. Știu că nu aveți foarte mult timp la dispoziție. Aveți niște ședințe acolo la sectorul 1. Mulțumesc că ați acceptat invitația în primul rând. Bună ziua, mulțumesc și pentru invitație. Domnule Ciungu, foarte, foarte pe scurt așa, dacă în urma discuțiilor pentru primăria capitalei, să spunem că în cele din urmă PSD va defila cu Gabriela Firea, pentru că, na, ca rezultat al presiunilor puse de domnia sa, ați face campanie electorală pentru doamna Firea? Bine, ați venit cu un scenariu care încă nu există. Da, dar nu e exclus. Foarte dificil pentru PNL să facă campanie pentru doamna Firea. Sunt sigur că și acest calcul se ia în vedere în momentul în care vor exista discuțiile între liderii coaliției. L-am auzit mai devreme pe domnul Vighețiu și dânsul are dreptate. Fiecare din cele două partide are candidații proprii cu care vine în această negociere finală și trebuie să ne uităm nu doar la niște sondaje care au fost acum două săptămâni sau cea mai spus domnicușor Dan săptămâna aceasta, în care se pare că dânsul pierde oricum, sau doamna Gabriela Firea a scăzut în sondaje, sau, de exemplu, dacă ne luăm după aceste sondaje, nu știu ale cui sunt până la urmă. Acum două săptămâni domnul Brugge are 8%, astăzi este la 16%, deci crește vertiginos. Mai dăm și exemplu domnului Băsescu, care prima oară când a fost ales primarul capitalei, fix cu 3 luni înainte, era pe locul 4. A ajuns să câștige. Da. Deci e vorba și de momentul pur și simplu al candidatului, de ceea ce poate să facă, ce vine pentru viitor ca opțiune pentru București. Doamna Firea a avut, într-adevăr, deja 4 ani de zile să demonstreze ce poate și ați văzut că a pierdut chiar în fața lui Nicușor. Da, vă argumentez puțin întrebarea, pentru că alegerile trecute, campania pentru Nicușor Dan, și acum trebuie să recunoaștem, a fost pus în funcție cu ajutorul sprijinului din partea USR și PNL. Campania pentru Nicușor Dan a fost orchestrată tocmai împotriva doamnei Firea și acum să veniți să faceți campanie doamnei Firea e un dublu discurs. De aceea vă întreb. Am spus că ar fi dificil pentru PNL, am spus asta la început și repet,
E mai important să vedem care este omul cel mai potrivit să ducă Bucureștiul în viitor. De asta noi am venit cu a treia cale, cu Sebastian Burduja, un tânăr educat la Stanford, la Harvard, care a lucrat la Banca Mondială fix ca expert în dezvoltare urbană și regională și chiar și pe București, adică are fix ceea ce îi trebuie ca să fie un primar de calitate și un om căruia îi pasă, un om care răspunde la telefon. Dar care e a treia cale, domnule Ciungu? Pentru că până acum câteva luni, când și-a anunțat intenția de a candida domnul Burduja și când a făcut conferința aceea de presă în care i-a numărat nerealizările lui Nicușor Dan, PNL a reprezentat aceeași cale pe care o reprezintă Nicușor Dan, pentru că Nicușor Dan n-ar fi avut poate buget sau ar fi avut, dar mult mai greu, n-ar fi putut să demareze proiecte fără sprijinul PNL. Adică putem spune că 3 ani de zile din 4 PNL a reprezentat calea pe care o reprezintă Nicușor Dan, nici de cum a treia cale, nu? Aici o diferență, totuși. Vă rog. PNL, atât la capitală cât și la sectorul 1, tot timpul a avut în vedere interesul cetățeanului, interesul bucureșteanului. Drept urmare, am votat atât la sectorul 1 cât și la capitală majoritatea proiectelor propuse de către primar. Contrar a ceea ce spune primarul Armand, noi chiar am votat aproape 90% din proiectele dânsei. La capitală, da. Nicușor Dan a folosit el personal o strategie diferită, în sensul că discuta înainte proiectele cu partidele din coaliție, deci nu ajungeau să se certe la nivel public. Problema noastră cu Nicușor Dan este că i-am dat sprijin într-adevăr 3 ani și jumătate de zile, a avut aproape 1800 de hotărâri de Consiliul General aprobate și cu toate acestea Bucureștiul băltește, cu toate acestea promisiunile făcute de dânsul în campanie și mai important promisiunile făcute de PNL împreună cu dânsul nu au fost în mod real rezolvate. În continuare avem cetățeni care vin și fac proteste în fața primăriei capitale pentru că el refuză să respecte legea pur și simplu. Bun, dacă puteți să mai stați puțin alături de noi, doar să auziți răspunsul domnului Vigheciu și rămăsesem dator cu un drept la replică domnului Vigheciu referitor la ce spunea doamna Brunsil de frica de aur. Da, că ne concentrăm pe local, e foarte simplu de demontat. Și domnul Enache, într-adevăr, este un bun specialist în administrație, format însă tot sub coordonare, tot sub bagheta lui Daniel Golucu la sectorul 4, tot sub bagheta unor primari care fac performanță în București de atâția ani. Nu alt drept la replică. Într-adevăr, PNL-ul astăzi în București este într-o situație ingrată, pentru că vedeți și dumneavoastră, are viceprimar la sectorul 1, are viceprimar la capitală, are direcții și bugete în coordonare, alegerile bat la ușă, dimineața sunt cu Nicușor, seara tipul îl caută prin primărie. Este o situație ingrată, până când îl vor rupe pisica în două, va plana asupra lor în partea electoratului mare semn de întrebare. Faptul că au votat propunerile lui Clotilde Armand sau lui Nicușor Dan, asta a fost opțiunea dumnealor. Într-adevăr, intrăm într-un nou ciclu de administrație. Oricând îți recunoști limitele și greșelile, este binevenit. Dar, întrebați pe domnul Ciungu cum ar face dumnealui campanie Gabrielei Firea. Ne amintim că domnul Ciungu a făcut campanie doamnei Clotilde de Armand. Că n-ar avea nicio problemă să facă campanie și doamnei Gabriela Firea. Vă rog, domnule Ciungu, un scurt răspuns. Da, un scurt răspuns. Eu am făcut campanie, într-adevăr, și împotriva doamnei Gabriela Firea în 2020. Nu trebuie să ne ascundem. Nu, am făcut pentru Clotilde. Am făcut și împotriva doamnei Firea și împotriva domnului Tudorache. Am fost prezent la acele evenimente de campanie și consider într-adevăr că dânșii au avut o anumită limită de administrație, n-au reușit să performeze, n-au reușit să demonstreze. Dar, într-adevăr, din păcate, nici Nicușor Dan, nici Clotilde Armand nu au reușit, repet, ca să lăsăm orice, eu știu, teorii de blocaj politic sau conspiratite, care le sunt foarte favorite celor de la USR, nu au reușit să facă ceea ce au promis alegătorilor. Atât de simplu. În momentul în care un politician promite niște lucruri și nu reușește nici măcar 10% din acele lucruri să le facă, deși are majoritate, cum a avut și domnul Nicușor Dan majoritate chiar de 2-3 în Consiliul General, nu pot să mai continue așa.
Trebuie să ne cerem scuze în fața cetățenilor și o facem și să venim cu o altă soluție, mai bună decât ceea ce a fost până acum. Și da, considerăm că Sebastian Burduja este opțiunea pentru viitorul Bucureștiului. Sebastian Burduja. Acum să vedem și pe opțiunea Partidului Social Democrat și la ce concluzie se va ajunge astăzi în urma discuțiilor. Vă mulțumesc, domnule Ciungu, nu vă mai reținem. Mulțumesc și eu. O zi bună. Doamna Brunsils, spuneați de frica de aur. Acum, realist vorbind, poate puteți să-mi dați poate aveți sondaje interne comandate de aur. Cum stă Mihai Enache în sondaje pentru Primăria Capitalei? Noi nu prea ne cheltuim banii pe sondaje interne, ca să fim sinceri, ci le primim pe celelalte, făcute de ceilalți. Ați văzut și dumneavoastră și a fost public sondajul în care Mihai Enache, la început de drum, apare cu acel 8%. Urmează campania în care, bineînțeles, că va deveni mult mai cunoscut, notorietatea lui va crește, oamenii vor fi cu ochii și pe el. Să nu uităm că aur la nivel de București totuși are un procentaj foarte bun și va crește. Așa că noi suntem încrezători, vă dați seama. Și ce mai putem să spunem decât că poate toți locuitorii Bucureștiului vor dori să iasă din acest cerc vicios în care au ales întotdeauna candidați susținuți fie de PSD, fie de PNL și iată în ce situație a ajuns Bucureștiul și să încerce altceva, pentru că este cazul să încercăm altceva. Dar acest altceva, nu știu dacă este neapărat o personalitate independentă, vedeți, testată acum de coaliție, de dar exemplu. Cum vedeți asta? Cum se vede din opoziția asta, doamna Brunsils? Că cele mai mari partide din țară testează un fost fotbalist pentru Primăria Capitalei, fie el din generația de aur. Este vorba de domnul Lupescu. Noi, bineînțeles că îl respectăm și îl iubim pe Lupescu și ne dorim ca el să rămână în inimile și în sufletele noastre întotdeauna acolo la locul meritat și, bineînțeles, dacă dânsul își dorește să devină primar al Capitalei și va fi foarte bun din acest punct de vedere, este un câștig pentru toată lumea. Dar acest lucru nouă ne spune că PSD și PNL își recunosc foarte bine slăbiciunile. Ei știu că atât personalitățile politice din interiorul celor două partide, cât și ideologiile lor și partidele lor în general s-au erodat, nu mai prezintă credibilitate, nu mai prezintă garanții pentru reușită și succes în administrație. În consecință, recurg la personalități din exteriorul partidului, asta și din dorința de a demonstra că nu doar aur vine cu oameni noi, ci vin și ei. Și că nu doar aur vine cu antreprenori și cu oameni de afaceri de succes, ci vin și ei. Vedeți, aici se vede într-un fel impactul pe care partidul nostru l-a avut asupra scenei politice din România și l-are în continuare, pentru că de vor, de nu vor să se reformeze, iată că, pentru a ține pasul cu noi, o fac sau măcar încearcă să creeze aparența că o fac, venind cu idei de genul: testăm și personalități din exteriorul partidului, avem o competiție internă, va câștiga cel mai bun, când noi știm de fapt exact ce se întâmplă și ce se ascunde în spatele acestor mesaje lansate de consilieri plătiți cu bani foarte, foarte mulți pentru cele două partide. Vedeți o problemă de leadership la nivelul celor două partide, pentru că foarte mulți vorbesc, mai bine, cei drept mai mult de Partidul Național Liberal, de o lipsă de lideri față de trecut, când veneau cu personaje ceva mai sonore sau ceva mai nuanțate pe scena politică. Vorbesc acum de un PNL mult mai cu minte, sunt și gurele care spun că a ajuns așa o formațiune alipită Partidului Social Democrat, ținută în viață de Partidul Social Democrat, unde stă ceva mai bine, care stă ceva mai bine la nivel de leadership. Dar credeți că e și problema aceasta? O vedeți? Bineînțeles că au o problemă de leadership care este recunoscută și în interior și simțită de noi și văzută și în exterior, pentru că ei nu permit persoanelor cu adevărat talentate, pregătite și vocale să se remarce, să urce pe scara din interiorul partidului, știți, pentru a putea să ocupe poziții importante. Și atunci ne confruntăm cu această lipsă de leadership, pentru că, vedeți, întotdeauna când apar persoane talentate, ele sunt respinse sau
stau ținute foarte cuminți într-un con de umbră, ieșind la suprafață tot cei care au făcut întotdeauna jocurile ascunse, jocurile din spatele ușilor închise și cei care nu se pot despărți de putere și de ceea ce înseamnă ea. În același timp, bineînțeles că vom asista întotdeauna la promovarea unor tineri care cresc la umbra fagului bătrân și care, bineînțeles că deprind exact aceleași obiceiuri, exact același fel de a aborda oamenii, de a aborda politica în general. Ne-am îndepărtat cu totul în ceea ce privește cele două partide principale, să zic, din România și din această coaliție toxică, PSD și PNL. Ne-am îndepărtat totalmente de ceea ce ar trebui să însemne politica. Da. Și mai ales ce ar trebui să facă un politician, respectiv să fie în slujba cetățeanului. Nu, ei sunt pentru ei și atât. Și de asta fac tot ceea ce fac. Vedeți că sunt în stare să facă orice pentru a-și păstra pozițiile, avantajele, puterea în România. Însă, noi îndemnăm pe oameni să realizeze că s-a ajuns în acest punct în care trăim cu toții exact din cauza acestor metehne și că e cazul să votăm altceva, să votăm schimbarea în România. Bun. Scurtă concluzie de la dumneavoastră, domnule Bighecciu, pe baza ce am discutat cu doamna Brunstil și pe baza, iată, azi se întâlnesc liderii coaliției. Ce așteptări aveți? Vă rog, o scurtă concluzie. Da, vis-a-vis de ce a spus antevorbitorul meu, pe mine mă amuză lucrul ăsta în condițiile în care, nu știu dacă publicul ar cunoaște acest aspect, Partidul Aur nu are niciun lider la nivel județean, la nivel de filial, tocmai din această meteahnă de a nu apărea altcineva care să-l concureze pe George Simion. Da, asta e că noi așa ne-am învățat, să fim foarte buni, critici și analitici cu privire la ceilalți. Dincolo de acest aspect, este foarte important ca PNL și PSD să livreze un candidat capabil să-l strângă pe actualul primar al capitalei. Vă mulțumesc, domnule Bighecciu, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă Brunsil, să-i mulțumesc și lui Daniel Ciungu. Scurta pauză, ne întoarcem la Fix cu titlurile orei și o nouă rundă de dezbateri, funcțiile la nivel european. Ne-am întors în direct, titlurile orei, bineînțeles, subiectul principal. Coaliția se reunește astăzi pentru a discuta despre lista comună la europarlamentare și candidații la primăria capitalei și la cele de sector. O decizie finală este așteptată abia după ce partidele își validează candidații în forurile de conducere, după ce analizează sondajele interne comandate de PSD și PNL. Dacian Cioloș a depus luni dimineață un denunț la parchetul general împotriva lui Marcel Ciolacu în cazul Roșia Montana. Am vorbit în prima oră a emisiunii. Europarlamentarul partidului Reper afirmă că a depus denunțul pentru răul pe care l-a făcut cu bună știință sau din prostie în cazul Roșia Montana. Nu pot să accept ca cetățean, ca român, ca europarlamentar Reper, ca un demnitar al statului român, prin declarații și acțiuni pe care le face, să afecteze interesele românilor și ale statului român, a afirmat Dacian Cioloș. Aproximativ 5.000 de angajați din sănătate sunt așteptați să protesteze luni în București, aceasta fiind ultima acțiune de protest înaintea grevei generale. Vor face marșuri și meeting-uri la Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Palatul Parlamentului. Bineînțeles, nemulțumirile sunt legate de salarii, de ordonanța de urgență privind creșterile salariale în sănătate, acestea fiind, citez, o ordonanță a inechității și a nepriceperii emitenților, conform Federației Solidaritatea Sanitară. ANRE condiționează racordarea prosumatorilor la rețeaua de energie electrică de instalarea unor contoare suplimentare față de cele instalate la limita proprietății. În acest fel, reglementatorul irosește 100 de milioane de euro, avertizează Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie. Exporturile României au scăzut în luna ianuarie 2024 cu 1,3%.
3,7% la peste 7 miliarde de euro, iar importurile au scăzut și ele cu 4,8% la mai mult de 9 miliarde de euro față de ianuarie 2023, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Deficitul balanței comerciale în luna ianuarie 2024 a scăzut cu 15,5% față de aceeași lună a anului trecut. Statele europene au importat o cantitate aproape dublă de arme în perioada 2019-2023 comparativ cu intervalul 2014-2018. Ucraina a devenit, bineînțeles, cel mai mare importator european de arme după invazia Rusiei din 2022, a informat Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm. Oppenheimer a făcut spectacol la cel mai important moment al cinematografiei americane, este vorba despre premiile Oscar. Filmul a obținut 7 statuete la cea de-a 96-a ediție a galei premiilor Oscar, găzduită de Jimmy Kimmel, care a avut loc la Los Angeles. Continuăm cu sport. Simona Halep a plecat luni dimineață spre Miami, unde va participa la primul turneu după un an și jumătate. Românca a primit un wild card, vă reamintesc, care îi permite să joace la Miami după ce n-a mai jucat din august 2022, când a fost eliminată în primul tur de la US Open. Avem știri și din fotbalul intern. CS Mioveni întâlnește CSEA Steaua de la ora 17. Iar în Superliga, partida Oțelul Poli Iași din runda 30 se joacă de la ora 20 și va putea fi vizionată în direct pe Prima Sport 1 și pe primaplay.ro. Bineînțeles, golurile și toate fazele importante le puteți vedea în format live video pe pagina primasport.ro. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre meteo, despre vreme. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt, valabilă până marți dimineață în Banat, sudul Crișanei și Carpații Meridionali, însă sunt anunțate intensificări ale vântului și în restul țării. De marți dimineață sunt prognozate precipitații în estul țării, însoțite de rafale de vânt. În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în Banat, sudul Crișanei și Carpații Meridionali, cu viteze în general de 55-65 de km pe oră, iar pe creste rafalele vor depăși temporar 90 de km pe oră. În munții Banatului și în Carpații Meridional va ploua, se vor cumula cantități de apă de 30 de litri pe metru pătrat, informează ANM. O nouă rundă de dezbateri, doamnelor, domnilor, o să discutăm în minutele următoare despre funcțiile la nivel european, pentru că pe lângă bătălia internă avem și bătălii la nivel european. Îl ascultam seara trecută pe Nicolae Ciucă, care vorbea despre viitorul politic al lui Klaus Iohannis, spunând că are șanse să obțină una dintre cele trei funcții la nivel european, din moment ce Ursula von der Leyen, știm că este candidatul PPE pentru Comisia Europeană, Roberta Metsola pentru Parlamentul European, mai rămâne Consiliul European. Ce șanse are Klaus Iohannis pentru Consiliul European? O să încercăm să dezbatem în aceste minute de dezbatere și, bineînțeles, și de restul funcțiilor de comisari europeni. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră și de acasă. Ce credeți că ar putea să obțină România sau dacă ar putea să obțină funcția de comisar pentru apărare? În contextul războiului în Ucraina devine un comisariat foarte important la nivelul Uniunii Europene. Ce șanse are România față de puterile, marile puteri armate ale Europei, față de Franța, de exemplu? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp 0727222244. Luăm o scurtă pauză și revenim la dezbatere. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, și vă prezint invitații de la această oră. Din partea Partidului Social Democrat, Claudia Țapardel, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua și bine v-am găsit, bună ziua și tuturor celor care ne urmăresc. Tot din partea puterii, din partea Partidului Național Liberal, Silviu Coșa, mulțumesc că ați acceptat invitația.
Bună ziua, vă mulțumesc și eu. Din partea opoziției, din partea AUR, Călin Matieș, mulțumesc că ați acceptat invitația, domnule Matieș. Mulțumesc de invitație, domnul Andrei, și să și pe spectatorii și pe invitație. Bun, aș vrea să-l ascultăm pentru început pe Nicolae Ciucă, liderul Partidului Național Liberal, ce a declarat vis-a-vis de funcțiile pe care le-ar putea obține România și președintele Klaus Iohannis după ce își termină mandatul de președinte la nivel european. Și de la declarațiile acelea să plecăm mai departe cu discuțiile și cu dezbaterile. Să-l ascultăm pe Nicolae Ciucă pentru început. Deci dumneavoastră spuneți că dacă PSD-PNL reușește un scor mare în alegerile europarlamentare, va găsi forța să negocieze mai bine pentru Klaus Iohannis. De aceea am și ales această formulă de listă comună. Deci ca să-i găsim un loc de muncă domnului președinte. Nu. Să avem o reprezentare cât mai legitimă, da, și cât mai consistentă în instituțiile europene. Și să știți că în acest moment, după toate discuțiile, după ce am avut foarte mult, am avut bilaterale cu toți liderii europeni, da, toată lumea respectă România și toată lumea vede potențialul acesta prin care țara noastră poate să continue să-și deci probabilitatea ca președintele cu argumente electorale, obiectivele în viitorul vedem cum votează România. Da. Ajungem și la comasare imediat și la vot. Deci probabilitatea ca președintele Klaus Iohannis să obțină o dregătorie la vârful Uniunii, cum o apreciați? Una mare, mică, mijlocie? Absolut onorabilă și respectabilă. Nu, dar șansele? Șansele sunt foarte bune. Foarte bune? Da. Pentru NATO sunt la fel de bune? Sau acolo e altă poveste? N-am mai participat de ani buni la această structură, este greu să mă exprim. Deci nu pot să mă exprim. De ce? Nu, vă întreb de ce, domnule președinte, că fac apel din nou la expertiza dumneavoastră. Acum vreo 2-3 săptămâni am în România, agenda publică a fost făcută de o postare a unei jurnaliste acreditată la Casa Albă, de la Bloomberg, care spunea, repet pentru cei de acasă, nu neapărat pentru dumneavoastră, spunea că țările membre NATO au fost înștiințate de faptul că România îl susține pe președintele Klaus Iohannis. Mai apoi, presa din România a doua zi a început să întrebe la instituțiile firești, la guvern, la domnule, am trimis oficial această propunere, cum s-a întâmplat? Nimeni n-a reușit să clarifice povestea asta. Reușiți dumneavoastră în seara asta? A fost Klaus Iohannis nominalizat oficial din partea României? Nu am văzut niciunul dintre noi o astfel de nominalizare, dar dacă este să discutăm tot ce a făcut România din momentul devenirii membru al Alianței Nord-Atlantice și până în prezent, faptul că suntem o țară cu tot ceea ce înseamnă 650 de kilometri de graniță comună cu Ucraina și rolul pe care l-am jucat și modul în care ne-am aliniat în coagularea eforturilor la nivelul țărilor din Europa de Est pentru tot ceea ce a însemnat relevanța și acțiunile de pregătire, instruire și întărire a descurajării și apărării pe flancul de Est, cred că ar merita, cred cu tărie, că și aici am putea să jucăm un rol important. Deci se califică. Pe lângă asta a fost întrebat Nicolae Ciucă la nivelul Uniunii Europene ce ar putea obține Klaus Iohannis și a spus că una dintre cele trei funcții, acum știm și noi, la Congresul PPE, candidata pentru Comisia Europeană a fost revalidată Ursula von der Leyen, chiar la Congresul de la București pentru Comisia Europeană, Roberta Metsola pentru Parlamentul European, mai rămâne Consiliul European și de aici aș dori să pornesc cu discuțiile. Domnule Coșa, ce șanse are Klaus Iohannis la Consiliul European, deși Charles Michel și-a anunțat că ar vrea să continue mandatul? Așa cum a precizat și președintele Ciuc, este îmbucurător faptul că țara noastră, prin reprezentație, este menționată pentru diverse funcții europene. Asta este o confirmare a evoluției și a rolului important pe care îl are în momentul de față România la nivel european. Inclusiv în acest sens se înscrie și desfășurarea Congresului Partidului Popular European, așa cum ați menționat și dumneavoastră, săptămâna trecută, cel mai puternic și cel mai influent partid la nivel
nivelul Uniunii Europene. Dincolo de discuțiile care au loc în diferite cancelarii sau în spațiul public, cum este și aceasta, până în momentul de față, șansele pentru ca un român, chiar și președintele Klaus Iohannis, să ocupe o funcție la nivel, la nivel european, sunt mari, însă nu este nimic specificat sau propus în mod formal. Însă, repet, este un lucru îmbucurător faptul că progresele pe care le-a făcut România în ultima perioadă și rolul pe care îl joacă în securitatea europeană sunt recunoscute la nivel european. Domnule Coșa, poate reușiți dumneavoastră să ne explicați, e un fake news ăla care a circulat vis-a-vis de Klaus Iohannis la NATO, cum îl catalogați? Pentru că apăruse Klaus Iohannis contra candidatului Mark Rutte la șefia NATO, în pofida, nu știu, poate unei logici electorale, pentru că Mark Rutte este susținut de majoritatea statelor unde mai pui că sunt cam cele mai puternice state din Alianța Nord-Atlantică, printre care și Statele Unite ale Americii au anunțat că salută și ar susține candidatura lui Mark Rutte pentru șefia NATO imediat ce Jens Stoltenberg își termină mandatul. Și atunci ne întrebăm, imediat după ce au apărut mesajele astea de susținere pentru Mark Rutte, hop și candidatura lui Klaus Iohannis la NATO s-a mai vehiculat și în trecut. Au fost informații date de niște jurnaliști Bloomberg, rostogolite prin presa din întreaga Europa, inclusiv în presa din România. Însă, oficial vorbind, nicio instituție a statului, fie că ne referim la guvern, fie că ne referim la administrația prezidențială, nicio instituție oficială a statului nu a spus, da, domne, și-a anunțat, și-a trimis candidatura Klaus Iohannis la NATO. Statul român a notificat NATO despre candidatul pe care îl susține la șefia NATO. Fie că ne referim secretar general, fie că ne referim poate la o continuitate tradițională. Iată, Mircea Joană, da, e secretar general adjunct, poate țintește Klaus Iohannis o astfel de funcție. Oricum ceva în conducerea, în structurile de conducere ale NATO. Însă au fost niște informații apărute în presă, comentate de toți jurnaliștii, comentate în breaking news pe la toate televiziunile, neconfirmate însă. Ce e un fake news sau cum îl catalogați? Așa cum foarte bine ați specificat și dumneavoastră, este o informație neconfirmată din nicio sursă oficială. Eu unul nu am la cunoștință de vreo decizie formală a unei autorități, instituții, for de conducere și așa mai departe, la nivel național, european sau la nivel NATO în acest sens. O informație care s-a rostogolit în spațiul public și așa cum a specificat și dumneavoastră, a generat multe discuții. Rămâne ceea ce am spus inițial. Este bine că numele unui reprezentant al României este luat în calcul pentru una sau alta din funcțiile de răspundere la nivel european. Demonstrează că oamenii iau în calcul faptul că ne comportăm responsabil ca cetățeni europeni și ca parte a Europei. Da. Doamna Țapardel, cum vedeți scenariile discutate până acum, anunțul lui Nicolae Ciucă și treaba asta cu NATO? Pentru că aici mi se pare incredibil, rostogolim niște informații, le dezbatem cu membrii de partide și cu colegi de-ai dumneavoastră și cu colegi liberali. Am dezbătut câteva zile la rând candidatura lui Klaus Iohannis la NATO și până la urmă s-a stins subiectul așa cum a apărut, dintr-o dată. Bun, mă bucur că mi-ați adresat această întrebare. O să răspund având în vedere toată experiența pe care o am în domeniul relațiilor internaționale și politicilor europene, dar și în calitate de fost europarlamentar și profesor de instituții europene. 1. În ceea ce privește NATO, așa cum au spus și ceilalți doi invitați ai dumneavoastră, nu există o confirmare oficială din partea niciunei instituții din România, care să ateste sau să confirme propunerea domnului președinte Klaus Iohannis ca și potențial candidat pentru președinția NATO.
În același timp, este deja oarecum foarte bine cunoscut în spațiul public internațional propunerea fostului premier al Olandei, domnul Mark Rutte, care are și o susținere substanțială din partea Statelor Unite, Franței și Marii Britanii. Și Germania. În același timp, și a Germaniei, corect. Și în același timp, există o cutumă la nivel internațional, mai ales pentru o funcție atât de importantă cum este cea de președinte, de secretar general. Da, al NATO, că de fapt este funcție de secretar general al NATO, de a nu se autopropune ca și țară, ci de a fi propus de anumite țări care te susțin și sunt aliatele tale în acest demers de a obține această funcție importantă. În ceea ce privește funcția de la nivel european, posibilitatea obținerii funcției de președinte al Consiliului European sau o funcție importantă la nivelul Comisiei Europene. Ați făcut referire la la Congresul Popularilor Europeni care a avut loc în România. Bun, trebuie să lămurim niște lucruri. Așa. În primul rând trebuie să așteptăm rezultatul alegerilor, pentru că trebuie să vedem care va fi acest rezultat, câte mandate vor lua popularii europeni, câte mandate vor lua socialiștii europeni, grupul Renew, pentru că probabil se va face o alianță reprezentând aceste trei mari partide europene. În același timp și împărțirea funcțiilor se va face ținând cont de ponderea și contribuția fiecărui partid la rezultatul alegerilor europene. Deci poate să aibă Partidul Popularilor Europeni și președintele Comisiei și președintele Parlamentului European și eventual și un președinte al Consiliului European. Aceste funcții se vor împărți și cu celelalte partide europene. Pe de o parte. Deci este o necunoscută. În ceea ce privește propunerea pentru președintele Klaus Iohannis, pentru președintele Consiliului European, ar fi extraordinar ca România să dețină la nivel european o poziție de atât de importantă și este important ca noi, ca țară, să susținem un astfel de demers, mai ales că suntem a șasea țară ca mărime de la nivelul Uniunii Europene și chiar și ca importanță, pentru că am crescut foarte mult în ultimii ani, atât din punct de vedere economic, cât și al poziției serioase pe care o avem la masa europeană, dar trebuie să ne uităm și în trecut. Această funcție a fost deținută în trecut de doi belgieni, domnul Rompuy și actualul președinte Charles Michel, și de un de Donald Tusk, care este premierul Polandei și de Poloniei, mă scuzați, premierul Poloniei, și de asemenea în momentul de față este premierul Poloniei, și la momentul în care a obținut această funcție, Polonia era foarte, foarte importantă la nivelul construcției europene și avea o voce foarte importantă la nivel european. În ceea ce privește poziția pe care o putem obține la nivelul Comisiei Europene, eu cred că aici am putea să jucăm și aici am putea să forțăm, pentru că cred că se poate negocia pentru România o poziție de vicepreședinte la nivelul Comisiei Europene, la fel cum putem negocia și o poziție de vicepreședinte la nivelul Parlamentului European. Deci mai degrabă eu văd o șansă pentru România la nivelul Comisiei Europene cu o funcție de vicepreședinte, evident susținând și demersul pentru președinția Consiliului European, dar mi se pare puțin mai greu de obținut și acum, uneori în aceste negocieri de la nivel european trebuie să-ți maximizezi șansele și să joci pe cartea câștigătoare. Aici cred că domnul președinte Iohannis are o șansă pentru stați puțin, că au apărut și analiști și colegi de dumneavoastră de guvernare care spun că totuși, pentru un fost președinte, pentru cel mai longeviv președinte, șef de stat din actualul Consiliu European, că ar fi prea puțin funcția de comisar european, adică o componentă a Comisiei Europene. Da, de aceea vorbesc de o funcție de vicepreședinte. Eu cred că este foarte importantă, dar trebuie să fie o funcție, un portofoliu de vicepreședinte care are un buget pe măsură și o influență pe măsură. Acesta este un lucru care trebuie negociat și cred că România, ca, așa cum am spus și anterior, ca cea de-a șasea țară ca mărime la nivel european și cu toată influența pe care o are acum și din punct de vedere geostrategic și geopolitic, fiind la frontiera NATO, la frontiera acestui conflict internațional, Ucraina-Rusia, se poate discuta un portofoliu important, adică greu atât din punct de vedere al influenței și greutății politice, cât și din punct de vedere al bugetului, pentru că și acest lucru contează. Da. Domnule Matieș,
Cum vedeți tot subiectul acesta? A început goana după funcții la nivel european, negocieri în pregătirea alegerilor europarlamentare. Evident, voiam să fac această mențiune, îi mulțumesc doamnei Zapardel că a făcut mențiunea aceasta. Trebuie să așteptăm, bineînțeles, rezultatele alegerilor, să vedem câte funcții se împart, câte revin fiecarei formațiuni la nivelul Parlamentului European. Acum sunt niște discuții așa pre-campanie sau pre-campanie electorală la nivel european. Și bineînțeles, aceste întrebări care îl vizează inclusiv pe șeful statului, pe Klaus Iohannis, le reamintesc celor de acasă că și la finalul mandatului lui Traian Băsescu, la finalul președinției lui Traian Băsescu, la fel toată lumea își punea întrebări ce va face Traian Băsescu după ce pleacă de la Cotroceni. Acum e normal să discutăm și despre Klaus Iohannis. Vă rog. Și încep tot cu întrebarea noastră, ce șanse are președintele Klaus Iohannis să iasă la pensie? Are 65 de ani domnul Klaus Iohannis. Domnul Klaus Iohannis ne spune că avem o România eșuată. Domnul Klaus Iohannis poate să fie și poate să se ducă ca și consultant în turism. Păi, haideți să ne uităm un pic și ne uităm în declarația de avere a domnului tendențios, domnule Matieș. Păi nu, haideți să ne uităm la declarația de avere a domnului Klaus Iohannis. După ce își termină mandatul, o să aibă o rentă, o să mai aibă SPP, o să mai aibă o casă de 7 milioane de euro, care tot discutăm de ea, care se amenajează, mai are 3 case, 3 apartamente, vorbesc din declarația de avere. Mai are încă, primește niște bani pe drepturi de autor. Și așa mai departe. Păi, scuzați-mă, nu avem, ce șanse are, și repet întrebarea noastră, ce șanse are domnul Klaus Iohannis să meargă la pensie, să ne lase? Nu avem, nu mai avem nevoie, îi mulțumim pentru că a pierdut, am văzut și noi toate dezbaterile, a pierdut Consiliul Europei, ne-am urcat dintr-o dată unde se pare că nu era locul domnului Klaus Iohannis, discutăm și exact noastră spuneați de secretar NATO, la fel, nici acolo nu avem niciun loc, dar spuneți că România ce va obține? Păi îmi doresc să obțină România cât de mult, dar nu domnul Klaus Iohannis. Am avut 10 ani suficienți cu domnul Klaus Iohannis la vârful României, nu mai vrem și la vârful Europei sau la vârful NATO să fie domnul Klaus Iohannis ca să ne arate lumea cu degetul. Domnule Matieș, realist vorbind, mi-ați enumerat niște probleme ale lui Klaus Iohannis și mi-ați creionat un profil al lui Klaus Iohannis așa cum este văzut el în țară, în România. Într-adevăr, în România îi se reproșează foarte multe lui Klaus Iohannis. Lipsa de transparență, lăfăiala pe bani publici, zboruri scumpe, zboruri poate nejustificate, niște destinații nejustificate. Am auzit și eu glumele de pe internet cu Iohannis Travel, acum mai nou cu Iohannis Imobiliare. Acum știm toate glumele acestea, însă trebuie să fim realiști. La nivel european este un lider respectat, adică toată lumea la nivel european îl vede destul de bine pe Klaus Iohannis. Într-adevăr, în țară sunt niște lucruri care îi se reproșează. Lipsa de transparență, le-am enumerat și mai devreme. Bun, păi atunci haide să vedem de ce are nevoie România. Are nevoie de un reprezentant la nivel european sau la nivel NATO ca să țină cu țara, un om care să reprezinte țara sau un reprezentant care să-și facă interesele proprii sau interesele altora, pentru că în momentul în care te iubesc alții și nu te iubesc ai tăi, înseamnă că ai făcut interesele altora și nu al lor tăi. Pentru că ne uităm ce avem în România și chiar dânsul spunea de România eșuată și dânsul spune că mandatul dânsului de 10 ani România a eșuat, păi atunci despre ce vorbim? Vrem să-l iubească străinii sau să-l iubească românii? Vrem să facă interesele românilor sau interesele străinilor? Pentru că până la urmă dânsul este iubit de străini, nu este iubit de români. Haideți să vedem, avem oameni politici, avem diplomați, extraordinar. Haideți să vedem pe cei care îi iubesc românii, să vedem pe cei care reprezintă România și reprezintă interesele românilor. Bine, nu acum altora. Putem să spunem, o parte dintre români, interesele altora. Acum o parte dintre români poate îl iubesc pe președintele Klaus Iohannis, nu putem generaliza. Și totuși Klaus Iohannis a fost votat de 5-6 milioane de români, dacă nu mai mult. Nu mai țin minte cifra exactă, n-aș vrea să la dau. La un moment dat, acum 5 ani,
după ce a spus că mai vrea un mandat și a spus că toate despre PSD, acum este, îl ține în brață PSD-ul, se iubește cu PSD-ul, toate acele discursuri. Păi dânsul a câștigat mandatul ca persoana contra PSD-ului. Așa câștigat mandatul. Ne aducem de aminte ce declara dânsul atunci și cum hulea tot PSD-ul. Bun, acum este mână-mână cu PSD-ul să strângă în brață liste comune, iar spuneați iară de comisar european. Păi domnul Iohannis trebuie să fie pe lista de europarlamentar ca să ajungă comisar european. Ceea ce nu cred că există. Nu este corectă această informație. Spune doamna Țapardel că nu e corectă această informație, domnule Matieș. Atunci se poate să greșesc eu, dar încă o dată, dânsul trebuie și noi ca români, până lăsăm pe dânsul deoparte pe domnul Klaus Iohannis, noi ca români trebuie să trimitem oameni care să iubească țara și oameni care iubesc națiunea asta, care iubesc România. Nu putem să trimitem oameni pe care iubesc alții. Dar poate se întoarce la catedra, domnule Matieș. Ține de 20 de ani și mă întorc la întrebarea noastră. Ce șansă are să iasă la pensie? Păi de 20 de ani ține postul ăla blocat când un tânăr, nu mai e tânăr, că de 20 de ani deja poate să aibă vreo 40 și ceva, tânărul ăla care spera la postul domnului Iohannis. Poate lasă, îl eliberează și ăla și iasă domnul Iohannis la pensie. M-aș bucura să facă lucrul ăsta pentru că, încă o dată, nu trebuie să-i plângem de milă domnului Iohannis. Nu trebuie să ne văităm. Domnul Iohannis va avea o rentă din ce să trăiască. Uh-huh. Va avea o casă de 7 milioane. Are chiriile din 6 case. Stați puțin, că acum nu știm. Într-adevăr, toată lumea îl suspectează pe Klaus Iohannis că aia ar fi casa lui, dar după ce a bubuit scandalul ăsta în presă, s-ar putea să nu se mai ducă acolo. Adică ar fi culmea sfidării să se ducă acolo după ce toată lumea a vorbit de... Dar culmea sfidării să folosească avionul, să iei ca și taxiul de la Sibiu pe doamna Iohannis, culmea sfidării să nu desecretizeze toate costurile astea care dumneavoastră în presă spuneați de câteva milioane de euro, clar. Da, da. Toate astea să se ducă să facă în un... nu știu în ce țară din Africa, care noi am vândut 2 frigidere acolo, deci ce relații economice am putea avea și ne uităm. Păi, care-i culmea? Dânsul ne-a demonstrat că este exponentul culmei dezinteresului față de popor. Păi ce mai așteptăm? Că acum, domnul Coșea, imediat vă permit doar să-i dau mai întâi un drept la replică domnului Coșea, că până la urmă este președintele dat de Partidul Național Liberal. Poate dorește să-l apere pe domnul Iohannis. Vă rog, domnule Coșea, după care vă promit și dumneavoastră un drept la replică, doamna Țapardel. Esențial pentru orice reprezentant a României într-un for european este să nu fie iubit de Putin. Faptul că este iubit de european nu este un lucru rău. Faptul că este apreciat, așa cum apreciați sunt și Siegfried Mureșan sau doamna Adina Vălean, care sunt comisari europeni și europeni de mult timp și care practic sunt a Europei și Europa se bazează pe expertiza și pe capacitatea lor de a lucra pentru Europa. Aceea situație este și vis-a-vis de președintele Iohannis în cazul în care va accesa o astfel de funcție. S-a discutat de funcția de comisar al securității și apărării. Este doar un punct atins în manifestul Partidului Popular European adoptat la congresul care s-a desfășurat săptămâna trecută la București. Celelalte două puncte care țin de ceea ce înseamnă libertate și securitate în Europa se referă la o creștere a bazei industriale de apărare prin investiții în acest domeniu și în domeniul ăsta. România și-a respectat încă o dată angajamentele și celălalt obiectiv pe termen lung este o Uniune de Apărare Europeană. Deci sunt 3 măsuri. Îmi pare rău sau îmi pare bine, nu știu cum să spun, că s-a atins sau a sărit în ochii opiniei publice doar problema aceasta a Comisarului Securității și Apărării, pentru că este un cumul de măsuri, poate de natură să asigure un grad de securitate ridicat. Domnul Coșea, dar la cine făceați trimiterea asta cu Putin? La domnul Simion sau la cine făceați trimiterea? Nu, pur și simplu am făcut o mențiune. Am înțeles. Fiecare știe. Așa cum ați înțeles, dumneavoastră înțelege toată lumea. Eu
asta am înțeles. De fiecare dată și președintele Klaus Iohannis și partidele care se află în momentul de față la putere în România au susținut tot ceea ce înseamnă de integrare și de valorile europene, da, pentru că numai în felul acesta s-a văzut în toată această perioadă de apartenența noastră la Uniunea Europeană creșterea nivelului de trai și creșterea nivelului de civilizație în general în România. Da, acum, domnule Coșa, realist vorbind, România nu e o mare putere armată la nivelul Uniunii Europene, la nivelul Europei. N-avem cea nu, mai putere. Nu, bineînțeles. Păi, nu este, și atunci, dar în și ultima atunci, perioadă ar accepta Franța, că reușește să apere flancul estic, reușește să asigură un grad ridicat de siguranță pe flancul estic al Uniunii Europene și al NATO într-un context din regiunea Mării Negre mai mult decât complicat. Asta vă ziceam, noi nu suntem o mare putere armată în momentul de față, nu reprezentăm o putere militară a Europei sau a Uniunii Europene. Adică eu dacă aș fi Franța, de exemplu, și ar vrea România să obțină funcția de comisar pentru apărare, aș zice, domne, stați puțin, păi să ne uităm să facem niște diferențe între capabilitățile noastre. Nici în transporturi nu suntem o mare forță a Uniunii Transportatoare, însă avem un comisar în ceea ce privește transporturile, care își face treaba foarte bine și este apreciat. Deci, din acest punct de vedere, așa cum a precizat și doamna de la Partidul Social Democrat, trebuie așteptat într-adevăr rezultatul alegerilor. Partidul Popular European rămâne cel mai influent partid în momentul de față. Partidul Socialiștilor Europeni este de asemenea foarte influent. Rezultatele alegerilor europarlamentare se vor manifesta ulterior și în ceea ce privește repartizarea responsabilităților, pentru că o funcție nu înseamnă doar o onoare, înseamnă și o responsabilitate pe care și persoana în cauză și țara pe care o reprezintă le au. De acord. Nu vreau, imediat, domnule Matieș, nu vreau să-i rămân dator doamnei Țapardel, îi promisesem un drept la replică. Mulțumesc frumos, nu am nevoie de un drept la replică, ci ajută Stați puțin. Dacă puteți să mai repetați o dată, se auzeau niște interferențe de la celălalt telefon, vă rog. Absolut. Ceea ce vreau să spun, voiam să menționez, este că nu am nevoie de un drept la replică, dar vreau să lămurez niște aspecte care sunt importante pentru cei care ne urmăresc și poate vom înțelege cu toți care este rolul nostru ca țară în Uniunea Europeană și care este impactul Uniunii Europene asupra României. Până una alta, noi suntem beneficiari neți la nivelul Uniunii Europene și am beneficiat în ultimii ani de sute de miliarde de euro venite asta pe România nimeni, și care ne-au ajutat să dezvoltăm România mai mult decât era dezvoltată, de exemplu, cu 10 ani în urmă sau cu 15 ani asta în urmă. Deci acest lucru este important. Revin acum, dincolo de criticile pe care le putem aduce la nivel național domnului Iohannis, în ceea ce privește o funcție importantă pe care o putem obține la nivelul Comisiei Europene sau chiar Comisar European, este foarte important să fie un om cu o reputație impecabilă la nivel european și internațional. În cazul unei funcții de președinte al Consiliului European sau vicepreședinte al Comisiei Europene, este important să fi deținut o funcție foarte importantă la nivel național, cum este cea de premier sau președinte de stat, Deci, iarăși, se califică și, de asemenea, mai ales în ceea ce privește Comisia Europeană, este foarte important să dai dovadă de profesionalism și experiență pe portofoliul pe care îl vei ocupa. Deci acestea sunt elementele și vreau să spun că și în ceea ce privește Parlamentul European, sunt absolut de acord cu domnul Matieș că trebuie să fii un bun român, să-ți iubești țara, să lucrezi în interesul țării tale, să faci proiecte pentru român, legislație de care să beneficieze România și să nu fie împotriva României. Sunt lucruri absolut esențiale. Dar în același timp este absolut esențial ca să fii capabil să faci toate aceste lucruri pentru România, să fii un om foarte, foarte bine pregătit din punct de vedere profesional, cu expertiză în comisia, portofoliul pe care îl reprezint, să vorbești câteva limbi străine, pentru că ne place sau nu, trăim într-o lume globalizată în care trebuie să comunici într-o limbă de circulație internațională, engleză, franceză, italiană, spaniolă, cu colegii tăi din Parlamentul European sau din instituțiile europene pentru a negocia și a
obține avantaje pentru România, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că dincolo de discursurile pe care le vedem în plenul Parlamentului, munca din spate este foarte importantă, capacitatea de negociere, reputația pe care ți-o construiești la nivelul instituțiilor europene, credibilitatea pe care o ai în ochii interlocutorilor tăi din alte state membre, pentru a putea obține o legislație și avantaje în favoarea României. Deci aceste lucruri sunt importante și aceasta înseamnă să fii un bun român și să-ți reprezinți țara bine la Bruxelles. Deci eu pledez pentru profesioniști, pentru oameni responsabili, cu experiență care să meargă în Parlamentul European. Evident că este de la sine înțeles obligația de a fi un bun român și de a reprezenta interesele românilor. În ceea ce privește portofoliul pentru apărare, sunt două aspecte. Unu, nu s-a decis încă crearea acestui portofoliu. Doi, trebuie discutat dacă este un portofoliu care ține de sfera diplomatică și atunci nu este atât de important că, într-adevăr, dacă ai doar un rol de reprezentare și diplomatic, nu ai o forță și o importanță la nivelul Comisiei Europene, dacă include și industria de apărare, deci se ia din portofoliul de piață internă și industrie și se mută industria de armament în acest portofoliu, poate fi un portofoliu cu greutate și într-adevăr important și pentru România, pentru că România cel puțin în trecut a fost o țară cu o industrie de apărare și de producția armamentului foarte importantă. Deci sunt elemente care duc în favoarea unui astfel de portofoliu și ar fi bine să avem un comisar, dar sunt și alte aspecte care trebuie luate în considerare și eu cred că trebuie să așteptăm cu înțelepciune. Și eu o să vă mai spun un lucru. Dacă foarte scurt, că nu mai avem timp. O funcție importantă la nivelul Comisiei Europene, dar și o funcție de vicepreședinte la nivelul Parlamentului European pentru România, înseamnă că avem două instituții europene în care România are o voce importantă și este important, așa cum am spus, să avem niște oameni cu o experiență și cu o imagine impecabilă la nivel european care să ne reprezinte. Foarte scurt, domnule Matieș, dacă doriți să adăugați ceva în 30 de secunde. Doamna Claudia spunea că trebuie să vorbească câteva limbi străine, că trebuie să... Nu cred că ăsta este criteriul ca să reușești ceva pentru România. Criteriul este să fii un bun român și spunea și dânsa. Iar discutam de domnul Coșa, spunea de că avem comisar la transporturi. Păi și în continuare România pierde aproape 10 miliarde de euro. 10 miliarde de euro pe an, că nu suntem în Schengen. Transportatorii noștri beneficiază de tot felul de umilințe de a ieși din România. Avem probleme și toate partidele le văd tot acest PPE și văd că și-au făcut treaba și vom intra sau intrăm naval și domnilor, încă o dată, suntem printre cei după Polonia, suntem printre cei mai mari transportatori din Europa. Păi și ce am făcut pentru transportatorii noștri? Am avut un protest de 2 luni de zile și nu s-a rezolvat mare lucru. Ceva la asigurări. Dar în rest nimic. Românii în continuare stau la cost, românii în continuare sunt bajocoriți la ieșire din țară, șoferii români, transportatorii români. Și ce am făcut? Păi scuzați-mă, asemenea comisari sau asemenea care iubește Europa, chiar mă gândesc că ar trebui altcumva și din altă optică privit. O singură mențiune am aici. Faptul că intrăm maritim în Schengen este foarte important pentru portul Constanța. Faptul că portul Constanța, unul dintre cele 4 porturi ca mărime din Uniunea Europeană, va intra în spațiul Schengen, va crește valoarea și forța economică. Mai trebuie rezolvată problema transportatorilor. Va deveni pe locul 1 sau 2 ca importanță la nivelul cerealele ucrainene. Cu siguranță va fi foarte bine pentru cerealele din Ucraina. Nu mai avem. Absolut nu. E important pentru forța economică a României, pentru că noi ne aflăm într-un punct din punct de vedere geostrategic foarte important și portul Constanța de asemenea. De acord, nu mai avem timp. Vă mulțumesc, doamna Țapardel, domnule Coșa, domnule Matieș, vă mai aștept la Prima News și cu alte ocazii, alte emisiuni. Doamnelor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine aici la Prima News, începând cu ora 12, aceleași coordonate, ora 12, ora 15. Rămâneți cu bine!